Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și nu chiar alături de mine, dar pe aproape este... Sergiu Motreanu, nimeni altul, evident. Exact. Bine v-am găsit la podcastul de istorie, un episod pe care îl înregistrăm în niște condiții speciale, nu? În mijlocul unor evenimente pe care nu credeam că o să le trăim în... În perioada asta scurtă, care și așa e destul de complicată. Cumva ne-am obișnuit să vorbim că înregistrăm în timpul pandemiei. Mai trebuia să adăugăm și asta la meniu. Dar o să avem un comentariu pe această temă ceva mai încolo. În orice caz, dacă simțiți un pic de emoție sau stres în vocea noastră, probabil de acolo este. Și sperăm că nu... Asta nu va afecta calitatea pe care o vrem întotdeauna în alta, ceea ce facem aici în podcastul. Eu de obicei începeam cu salutare, oameni buni sau ceva de genul ăsta. Acum mi-ar plăcea să vă spun tuturor pace vouă și pace nouă și dacă se poate pace tuturor. Dar vedeți voi, deja dacă ne ascultați de multă vreme, înțelegeți că din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre... Istoria ne dovedește că nu pacea, ci războiul este starea predominantă pe pământ, din păcate. Deci o spun asta cu inima strânsă. Dacă ne uităm, așa scriem pe foaia de hârtie, vedem anii în care a fost pace și anii în care a fost război, ați prins ideea. Într-adevăr, și aici sper să ajungem cumva ca una dintre concluzii, în ultima vreme vedem conflicte mai răzlețe, mai înghețate, de mai mică amploare, dar să știți, nu ar trebui să fie deloc și nicăieri. Conflictele armate nu au ce căuta, nu ar trebui să existe într-o societate, exact, într-o societate din asta evoluată și civilizată, cum pretindem noi că e societatea noastră actuală. În orice caz, noi astăzi în mod paradoxal o să discutăm fix despre un război, pentru că așa s-a nimerit, dar nu e ca și cum am putea să schimbăm subiectul. Este ceea ce este, lucrurile sunt și trebuie să le discutăm exact așa cum sunt. Ce o să facem? Uite, în primul rând, Sergiu, avem ceva corecții pentru episodul de data trecută? Nu, am fost impecabil, fără erată. Sunt două, trei mici, să zicem așa, delicte de interpretare, dar eu zic că ne-am descurcat onorabil. O să mai venim cu niște completări episodul ăsta. Exact. Trebuie să le mai mulțumim celor care ne sprijină și care ne-au așteptat răbdător, cei care ne sprijină pe Patreon, cărora li s-au adăugat Maria Radoane, Emanuela Pascari și Florin Totorean. Le mulțumim că s-au alăturat celor care ne sprijină. Două doamne și un domn. Se înclină balanța în favoarea sexului frumos și tandru. Bun, super. Foarte mult să văd chestia asta și nu neapărat că ne dau nouă bani, ci că există interes, știi, despre aia e. Și până la urmă nu ne dau nouă bani, că nu ni se strecoară în buzunar. Tot în podcastul de istorie îi întoarcem și în toate resursele pe care le încercăm să le punem cap la cap pentru a produce acest podcast. Mulțumim. Vă mulțumim tuturor. Pentru cei care vor să se alăture, patreon.com/podcastdeistorie, dar o să vă zicem și pe la final unde puteți să ne ascultați și cum puteți să ne sprijiniți. Bun. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Acum stăteam să mă gândesc cumva. Da, e clar că sunt un pic de pe altă lume. Hai să-i dăm drumul. Am lăsat lucrurile într-o situație destul aparent clară, da? Și anume că Traian câștigase tot ce era de câștigat din punctul lui de vedere. Omul s-a întors în Roma să se asigure, s-a dus să-și aibă triumful, să confirme senatului că a îndeplinit dorința senatului. Pentru că, poate lucrul pe care îl remarcă toți cei care examinează această epocă este că Traian pare că vrea să restaureze măcar aparența unei
unui sistem republican. Nu acționează fără lipsa acordului Senatului. Da? E mult spus republican, Dorine. Cred că e mai degrabă un sistem dual, nu e chiar imperial. Da, pentru da. Că măcar vrea să se restaureze Senatului respectul de odinioară, atâta tot, dar nu exact. în niciun caz nu pune Senatul deasupra lui. Păstrează niște aparențe. De asta categoric, zic. Categoric. Cumva se întoarce la sistemul augustan, știi, în care simulează acea reverență față de Senat și eu nu sunt doar cel din tâi între egali, știi? Ceva de genul ăsta. Și ăsta e lucru pe care oamenii îl remarcă în epocă și așa par lucrurile să meargă mai departe. Toate scrierile care ne ajung despre el din epocă sunt cumva înclinate în direcția asta, că el dă într-adevăr mai multă forță aparentă senatului, un senat pe care să nu ne amăgim, îl controlează pe de-a întreg. Victoria din Dacia este primită cu foarte mare bucurie, este adus, parcă am vorbit, nu? Am spus un pic despre cum sunt aduși solii de la Decebal în Senat, își depun armele, își împreunează mâinile așa cum fac prizonierii, apoi și-au spus umil rugămințile, zice Cassius Dio. Astfel au obținut pacea și și-au primit înapoi armele. Traian a sărbătorit un triumf și i s-a dat titlul de Dacicus. A ținut concursuri de gladiatori care îi plăceau în mod deosebit și a readus spectacolele de pantomimă, fiind îndrăgostit de Pilades, care făcea parte dintre dansatori. Însă, spre deosebire de ce te-ai aștepta de la un om cu fire războinică, nu s-a preocupat mai puțin de administrația civilă și nici nu a evitat să împartă dreptatea. Dimpotrivă, a judecat procese, ba în forumul lui Augustus, ba în porticul Liviei, cum mi se spunea, ba deseori și în alte tribunale. Asta este ce ne zice Cassius Dio ca și concluzie pentru primul război. Pentru că noi zicem primul război, evident, pacea aceasta nu rămâne eternă. Tu ai spus acum de situația lui Traian. Care situația lui Traian, eu pot să o înțeleg, este una, să zicem, de invidiat. Dar situația lui Decebal e una deloc de invidiat, ca să zic așa. Adică el, săracul, a fost nevoit să accepte pacea asta, o pace extrem de dezavantajoasă. Ceea ce, adică noi am mai vorbit, oricum ai da-o, romanii aveau the upper hand. Adică aveau forța și mijloace necesare să-și impună punctul de vedere până la urmă. Și Cassius Dio spune, da, după ce ajunse la o înțelegere, împăratul își lăsă grosul armatele Sarmize Cetusa plus alte garnizoane în restul teritoriului dac și se întoarse în Italia. Deci grosul armatei romane era încă în Dacia. Și într-adevăr, țin minte episodul trecut, existau acele semne de întrebare în ceea ce privește utilitatea tratatului de pace dintre daci și romani, adică din perspectiva lui Traian până la urmă, având în vedere că el, cel puțin teoretic, la nivel de propagandă, ar fi putut să meargă până la capăt, totuși a decis să încheie pace. Romanii, am mai spus noi, erau într-o situație mult mai avantajoasă acum în anul 102 decât erau în anul 89. În anul 89, ține minte, au fost învinși și pe alte fronturi, nici nu se apucaseră să-și facă zeci de castre prin teritoriul dacilor, nu se apucaseră să asedieze cetăți, dar rămite să mai și cucerească câteva. Deci balanța de data asta se înclina aproape decisiv în favoarea lui Traian, și strategic și militar și cum vreți voi. Și atunci asta e dilema, că am discutat-o și poate reușim să găsim un răspuns acum. Deși există percepția asta acum că romanii au anihilat aproape complet pe daci, totuși Traian, inexplicabil sau nu, nu merge până la capăt. Decide să încheie pace și să lase pe Decebal în fruntea regatului dac până la urmă. Că Decebal, o să vedem, mai stă încă 3-4. Traian nu-l înlătură complet, nu încheie războiul din prima vizită la masă, ca să zic așa, ca la snooker. Adică trebuie să mai revină și o să vedem ce se întâmplă. Pe vremea aia, că e o chestie foarte tare, nu era ONU, nu era NATO, nu era Liga Națiunilor, nu știu, nu era Uniunea Europeană să-i certe pe romani, să le impună sancțiuni economice că au atacat nu știu ce stat. Deci Traian, dacă voia și putea, că aici e detaliu,
putea să-l înlocuiască pe Decebal oricând, așa, just like that. Bă, nu știu, cum probabil își dorește și Vladimir să-l înlocuiască pe Volodimir. Dar deocamdată Traian, dintr-un motiv sau altul, decide să nu. Și eu am niște teorii, adică cred că le-am mai discutat, dar măcar așa două, trei contexte aș vrea să spun. Hai să le reamintim. Dacă am citit varianta asta, una naivă dacă mă întreb pe mine, că Traian nu a vrut să cucerească Dacia în 101. Atunci când a început prima campanie, el cică n-a vrut. A vrut doar să-i arate lui Decebal cine-i jupânul. Știți că am discutat atunci, adică să-l facă mai mult rege decât, mai mult client decât rege, de fapt. Și asta mie mi se pare o aiureală. Am văzut-o pe la Pârvan, pe la Daicoviciu, cu toată dragostea. Adică dacă ne uităm puțin, treci Dunărea cu 100.000 de oameni. Bă, nu treci Dunărea cu 100.000 de oameni să-l faci pe un rege client. Că Decebal a mai fost rege client. Și îți spun, m-am prins, am avut și o revelație între timp. Îți spun când a încetat Decebal să fie rege client. Chiar după moartea lui Domitian, în anul 96, când senatorii i-au făcut damnația o memorie. L-au șters din toate analele și cu ocazia aia i-au declarat nule toate tratatele. Toate înțelegerile semnate și parafate de Domitian au devenit caduce, gata, au devenit corect, nule. De atunci, din câte înțeleg, Decebal a tot trimis emisari către exact, Roma. Da. Băi, ok, ce faceți? Că voi ați zis că ne dați niște bani ca să vă apărăm granița de alte triburi. Corect, exact. Că de fapt, asta este toată înțelegerea. Asta e problema, dar vezi că noi nu știam atunci, bă, cum au ajuns ăștia din aliați dușmani de moarte. Nu înțelegeam eu așa cum s-a modificat cumva status quo ăsta la 180 de grade. Ei bine, asta s-a întâmplat. Senatorii romani au desfințat de iure și de fapt o tratatul ăsta fără să-și dea seama. Ei poate nici nu voiau, dar au desfințat toate tratatele de pe anul lui Domitian. Și după aia, deci, încă ceva, eu l-am făcut responsabil pe Decebal pentru tot ceea ce s-a întâmplat după aceea. Dar Decebal nu mai avea nicio obligație față de romani. El putea să încheie tratate pe politică externă cu cine voia el. El putea să-și construiască ce voia el. El putea să facă ce dorea cu mașinile de război ale romanilor. Că nu mai era aliat, adică nu mai avea un tratat cu ei. Senatorii l-au rupt în două. Deci m-am prins de chestia asta. E o cochichiță juridică, dar după 96 degeaba ce a făcut Traian, eu până acum îl vedeam pe Decebal capul răutăților. Acum mă uit și la Traian și îl văd la fel de vinovat pentru războiul ăsta, pentru că într-adevăr Decebal cred că a încercat mai întâi să reia tratatul, a văzut că nu se poate și după aceea poate i-a strâns așa un pic local pe romani cu ușa, pe aici colea. Bine, nu mai știu, parcă am mai discutat această ipoteză și deci eu țin minte pentru că cam asta era da. Corect. Ce cred eu că s-a întâmplat și asta n-am văzut-o așa, dar așa cred că după 2 ani de războaie și aici ajungem în zilele noastre cum ar veni, armata lui Traian, oricât de bine ar fi pregătită, cred că era epuizată. Adică nu știu, nu mai stătea bine nici cu moralul. Ok, legionar, trupe auxiliare, nu contează. Gândiți-vă că și pe vremea lui Cezar, oricât de meseriaș a fost Cezar, bă, și ăia i-au cedat. Adică mai ține minte că se tot ruga de ăia, hai încă, asta e ultima bătălie. Și cu toate astea, nu a ținut cont de doleanțele soldaților, al generalilor, și au venit ăia și s-au răsculat și au spus, bă, dă-ne banii, lasă-ne să ne odihnim, hai să facem asta. Nu e ușor să te tot bați cu barbarii, cu dacii, să asediezi cetăți, să spui viața în pericol zi cu zi. Deci oricât de bine pregătit ai fi tu ca legionar, nu-ți convine, ai prefera să nu vină corbulul la tine să te alerge, să te antreneze. Ai prefera să stai de partea corectă a Rinului și să-ți intre soldat de soldat. Oricât de bune ar fi pregătirile astea, logistica, latura psihologică, crede-mă, Dorine, adică știe toată lumea, să cucerești o cetate nu era deloc ușor. Pe vremea aia, ca să înțelegeți, pe vremea era foarte greu să treci un râu. N-aveai parașutiști atunci, n-aveai avioane, n-aveai amfibii, era foarte complicat, v-am povestit, să aduci, să faci un pod de vase, să te uiți pe unde, deci era foarte complicat. O să mai am un detaliu foarte spumos aici, dar după ce povestești tu. Deci asta cred, că pur și simplu Traian, logistica asta, pregătirile, proviziile, toate chestiile astea nu erau deloc ușor de menținut. Și atunci, după 2 ani,
Și încă un detaliu important, că aici mai zice Cassius Dio, spune chestia asta, că Traian își lasă grosul armatei la Sarmice Cetusa. Dar aici el face o eroare, sau mă rog, nu înseamnă, asta nu înseamnă la Sarmice Cetusa, nu înseamnă că Sarmice Cetusa rege a fost cucerit atunci, pentru că nu a fost. Cassius Dio face aici, el n-are de unde să știe că romanii au distrus cetatea asta în 106, că el scrie că 100 de ani mai târziu și că au construit alta la 40 de kilometri distanță, care o să se numească tot Sarmize Cetuza, doar că Ulpia Traiana. Deci, practic, e tot o singură cetate. Pentru că dacă ar fi cucerit-o Traian în 102, mai mult ca sigur că vorbeam de un singur război, da? Ci n-am fi vorbit de două. Da. Dar asta spun, deci condițiile păcii cu predatul armelor, cu mașinile de război, erau unele înjositoare pentru Decebal. Cu toate astea, nu știu, mai avea niște ași în mâne, că Traian a vrut totuși să fie sigur, pentru că Traian ținea la viața soldaților săi, ținea la... voia să fie totul ca la carte. Nu voia să lase nimic la voia întâmplării. Și atunci a considerat un pic hazardat să mai stea încă un an acolo, pentru că o să vedeți, e un detaliu acolo, eu am l-am mai spus. El și-a adus foarte multe trupe din toate marginile Imperiului pentru campania asta. Pacorus al doilea, cu care Decebal a încercat să facă o alianță, o să mai încerce încă o dată, dar cu un real insucces în continuare, putea de multe ori să-l rupă în două pe Imperiul Roman, nu pe Traian deocamdată. Parții acum sunt rugați de Decebal, acum, imediat, o să fie rugați de Decebal să vină să-i atace pe Roman. Și știi ce fac parții? Spun nu. Aleg să respecte un tratat și o să greșească. O să greșească pentru că o să vedem ce o să le facă Traian puțin mai încolo. Uh-huh. Deci pe principiu orice faptă bună rămâne nepedepsită. Sau rămâne pedepsită, sau va fi pedepsită. Nu rămâne nepedepsită, așa. Așa, da. Bun. Ne-am cam încurcat în cuvinte. Ce vreau să adaug, foarte, foarte interesant, că tu vorbeai despre dificultatea logistică. Vorbind de dificultate logistică, zilele astea am regăsit un text pe care eu mi-l notasem, dar pe care nu am reușit să-l găsesc într-un format suficient de accesibil pentru mine. Este un text scris de un călugăr, Antonio de Guevara, care în secolul XVI transcrie aparent niște pasaje despre 10 împărați romani, printre care și Traian și cei care, de fapt, începând de la Traian încolo. Și nu este... textul lui nu are foarte mult conținut în plus față de ce știm din Dio Cassius. Nu este mult diferit. Dar aparent ar fi o transcriere a lui, nu știu, Plutar sau ceva de genul ăsta, nu mai știu, acolo, legată de viața lui Traian. În fine, în textul ăsta, pe care încă nu l-am verificat, nu i-am făcut verificările pe care le fac în mod normal, să văd dacă într-adevăr textul există sau dacă este o invenție, un fals medieval, pentru că există acest risc. Dar în acest text, pe lângă detaliile pe care le știm deja și cumva care sunt repovestite doar un pic într-o altă formă, vine un detaliu foarte interesant, că Decebal, de exemplu, a reușit să-i fure, așa zice ăsta, a reușit să-i fure navele de transport pe care trebuia să le folosească ca să urce pe către inima Imperiului Dac, știi? Deci ăsta ar fi un lucru. După care vine cu un amănunt foarte interesant în plus, pe care nu-l mai găsesc în nicio altă parte, iarăși problema sursei proaspăt descoperită și neverificată suficient. Și hai să vedem măcar dacă e plauzibil, da. Da. Și anume că în urma acestei înțelegeri, deci există, e clar că Traian își lasă niște trupe în zona orăștiei, dar face o înțelegere cu Decebal în care Decebal îi lasă un ostatec de foarte mare importanță, fiul lui. Fiul lui Decebal este aparent prezent în carul triumfal al lui Traian în timpul triumfului dacic din anul 103, parcă, nu?
sau 102 la final. 102 la final. Deci da, când, da, când face, știu, când face acel, când are acel triumf, lângă el este acest copil care e încă copil, știi? Și că de fapt Decebal începe să devină foarte supărat pe romani din nou, pentru că la 20 de luni după ce s-a terminat războiul, primul război dacic, moare acest fiu al lui Decebal. Moare la Roma, în grija lui Traian. Am auzit și eu informația asta la Daniel Roxin și am luat-o destul de așa, dar... Deci, asta iarăși, deci din nou, este o informație neverificată, nu am găsit-o confirmată în foarte multe surse, aș fi vrut să mai văd încă pe cineva măcar să mai comenteze despre acest text, dar... Nici eu n-am văzut-o. Bă, nu o să comentez mai mult din textul lui Antonio de Guevara. Ce o să fac însă este să mai adaug și această ipoteză. Este posibil ca și treaba asta să se fi întâmplat. Are logică, Dorin, într-adevăr nu e o chestie ieșită din comun. Adică știu că s-a mai întâmplat chestia asta și într-adevăr în carele triumfale au mai figurat cumva fii ai regilor cuceriți sau regilor clienți. Era o metodă foarte bună de a-l ține cumva sub papuc sau de a se asigura că Decebal va fi în continuare un aliat, un aliat destul de supus. Și într-adevăr când se întâmplă drama asta, da, eu am citit sau mă rog, l-am ascultat pe Roxin care spune că între fiul lui Decebal și Traian se crease o conexiune, adică ăsta maică avea de gând să-l numească urmașul Imperiului, ceva de genul ăsta, n-aș merge. În fine, nu. Evident, normal că alea sunt cumva, dar ci că deveniseră destul de, mă rog, de prietenoși. Și atunci nu doar pe Decebal l-a afectat drama asta, ci că și pe Traian. Pe Decebal oricum l-a afectat teribil, dar acum ți-am zis 20 de luni, tu zici, deci pe la, adică în 104? Cam așa. Deci, ideea cu ăsta e cam așa sună citatele, iarăși traducerea e, nu pot avea încredere foarte mare nici în traducere, nu cunosc sursa traducerii, am foarte mult dubiu. Și spune în felul ăsta, în ziua triumfului Traian îl avut cu el în carul triumfal pe fiul lui Decebal, pentru că acesta era foarte mic și se purta cu el nu ca și cu un prizonier, ci ca și cum s-ar purta cu propriul său fiu. Și după chestia asta zice așa, la 20 de luni după ce Traian i-a învins pe daci, fiul regelui Decebal a murit la Roma și el era acolo ca ostatec pentru ca tatăl său să-și țină promisiunile făcute și îi păru foarte rău de moartea copilului, ca și cum ar fi fost fiul și moștenitorul său. În ziua în care a murit fiul lui Decebal, se zice că Traian a spus că nu îl afectează moartea copilului așa cum îl afectează pe tatăl său, dar mai mult pentru neplăcerile pe care le generează, căci acum dacă era încă în viață, Decebal ar fi fost mult mai calm. În fine, traducerea nu e, iarăși, nu e de foarte mare încredere. Ce pot să zic din chestia asta este că ok, mă îndoiesc că Traian a luat un fiu al unui rege client și avea de gând să-l facă moștenitorul lui sau ceva de genul ăsta. Mi se pare strigător la cer. Asta nu prea o să o cred, știi? Dar este foarte posibil ca în momentul în care primești ca ostatec fiul, aparent fiul foarte mic, foarte tânăr al unui luptător, să-l tratezi cu un oarecare respect și dacă omul este și copilul este și un pic mai aprig, mai așa, poate chiar îți crește la inimă, știi? Urmașul Imperiului niciun caz, Dorine, dar să nu uităm și de fiul lui Iugurta și de Arminius, adică toți au ocupat, nu știu, au fost senatori, au fost oameni foarte importanți, au fost respectați la Roma, adică romanii nu s-au comportat, totuși era
viță nobilă și ăsta nu era chiar un ciurli-burli. Și atunci, da, nici eu n-aș merge atât de departe încât să spun că până la urmă era Hadrian de multă vreme lângă Traian, nu cred că se gândea asta la altcineva, dar adică venise chiar acolo, era mâna lui dreaptă, era venise și în campanie. Dar într-adevăr, uite, e o poveste interesantă. Noi, eu am mai spus chestia asta, noi tindem să vedem relațiile astea dintre mari, mă rog, dintre mari oameni de stat pur instituțional, dar nu e așa. V-am mai arătat de foarte multe ori umanitatea contează mult mai mult decât instituțiile. Mult mai mult și te afectează și iei decizii în consecință de cauză pe baza unei drame personale și familiale. Deci n-ai cum să pui totul pe seama senatului, a gărzii pretoriene și a echiteului. Nu se poate. Până la urmă iei decizii că ăsta e stilul tău de a fi. Ești nebun, ești scelerat, ești războinic, așa cum și Traian. Traian era în primul rând un războinic, era în primul rând un militar de carieră și atunci asta știa să facă cel mai bine. Pe de altă parte, Decebal, ori cu fiul lui acolo sau fără fiul lui acolo, condițiile păcii, asta cu predatul armelor, cu mașină de război, cu dărâmarea zidurilor cetății, cu angajamentul ăsta, antifugare, am mai vorbit noi, antidezertori, toată politica asta externă, inexistentă a lui Decebal, pierderea teritoriilor, bă, toate prevederile astea nu-l mai făceau pe Decebal rege. Nu făceau decât să transforme Dacia într-o pradă extrem de ușoară pentru viitoarea campanie militară a romanilor. Adică, cum să zic, dacă voiai să fii rege, să te respecte supușii tăi, să însemni și tu ceva pentru ăla, n-aveai cum să respecti statatul ăsta. Adică, știu că pare paradoxal ce zic, dar Decebal cumva e obligat să încalce primul tratatul ăsta de pace. Condițiile sunt super dure. Condițiile astea impuse de Traian, îmi vine în minte acum iar alt exemplu, poate nu o să vă convină. Mai târziu, peste ani și ani, nemții vor spune la fel. Suntem practic obligați să încălcăm tratatul de la Versailles, impus de francezi și de aliați și de englezi, pentru că conține condiții umilitoare, demilitarizare, dezindustrializare, toate despăgubirea de război și au fost obligați să înceapă a doua război mondial. Așa și Decebal. Nu putea să stea copăcel să aștepte până Traian își reîmprospătează trupele și pornește din nou o campanie împotriva Daciei. Pentru că ce șanse avea Dacia demilitarizată, demantelată de cetăți, fără arme, fără ziduri? Nu, serios, adică Cum poți să te aștepți tu ca rege să te respecte supușii și oamenii de rând? Ce regat e ăla fără cetăți și fără arme? Ok, fără dezertori, fără aliați externi, înțeleg. Bă, dar fără cetăți și fără arme, unde suntem? La Crucea Roșie? Ce era aia? Ăla nu e regat în antichitate. Deci și atunci Decebal, ți-am spus, eu nici măcar nu mai sunt, adică îl înțeleg pe el. Era care pe care, am mai spus chestia asta. Nu erau lucruri din astea pe care le vedem acum, adică bă, acum ne uităm și vedem. Cumva știm că trebuie să fie pace. Agresorul tot timpul este condamnat. Ei bine, status quo antichității nu era așa. Agresorul cred că era felicitat sau nu știu, era, oamenii se bucurau când erau mai puternici decât alții și îi supuneau pe alții. Nu-i condamna nimeni foarte mult. Da, da, deci cumva despre asta e vorba. Până la urmă agresorul a fost întotdeauna cel, adică nu neapărat agresorul, dar câștigătorul a fost întotdeauna cel lăudat. Exact. Noi exact. Acum avem luxul și cumva așteptarea ca să vedem un pic mai departe de atât. Să avem o altă morală, o morală, să zicem, umanistă, care primează, care e deasupra tuturor acestor deziderate. Nu ne mai închinăm practic la cel mai puternic. Bine, o facem, dar nu o facem cu plăcere. Îl preferăm pe cel poate mai slab, dar care pare mai corect. Suntem mai aplecați către justiție, o justiție pe care o vedem mult diferit de cum o vedeau cei din vechime. Asta spune, deci tu poți să închei un tratat cu cineva, ok, ești strâns cu ușa, da? Accept niște condiții, dar una e să zici că le respecti, cumva face Decebal, că el va zice, bă, da, le respect, și alta e chiar să le respecti, cum nu va face, adică o să vedem, tot ce și-a lăsat Traian pe acolo, vase, castre, garnizoane, la un moment dat
nu se va simți în siguranță. Decebal va considera că azimutul roman e prea aproape și o să este un preemptive strike. E de manual chestia asta, ce exact. O să facă Decebal. O să citim fragmentul din Cassius Dio, dar iarăși trebuie să înțelegem că de data asta vedem exclusiv care este părerea oficială a Imperiului Roman despre acest război. Nu avem de unde să știm real cât de mare a fost victoria lui Traian. Nu avem de unde să știm real cât de învins era Decebal și chiar avem niște semne de întrebare, pentru că uite ce ne scrie Cassius Dio. Deoarece i s-a raportat că Decebal încălca tratatul în mai multe feluri, strângând arme, primind dezertori, reparând forturi, trimițând solii către vecini și atacându-i pe cei care îl înfruntaseră înainte, ajungând chiar și să anexeze o parte a teritoriului Iazigilor, pe care Traian nu avea să le dea înapoi mai târziu când iau-to, senatul l-a declarat iar inamic, iar Traian a pornit din nou la război contra lui, nu delegând pe altceva, ci mergând personal. Foarte important, unde sunt Iazigii în momentul ăsta? Iazigii în momentul ăsta sunt în câmpia Panoniei. Sunt de o parte și de alta. În câmpia Panoniei. Nu, sunt chiar de o parte și de alta a Tisei. Corect. Deci ideea este totuși că ăștia nu merg și jefuiesc pe acolo. Merg și își anexează teritoriul. Deci aspectul ăsta e foarte important. Să anexezi un teritoriu nu este același lucru cu mergi și jefuiești. Este o chestie diferită. Nu așa arată lucrurile. Eu știu, Dorine, dar ok, asta spune Cassius Dio, cum ai spus și tu. Dar tu chiar crezi că dacii aveau forța administrativă ca în 2 ani de zile să administreze și să anexeze cu adevărat un teritoriu? Nu știm exact ce înseamnă că teritoriul ăla era de fapt stăpânit, administrat de Iazigi, știi? Corect. Eu n-am înțeles ce treabă avea Decebal cu Iazigii, pentru că Iazigii au fost super băieți de băieți și în primul război. Nu au făcut decât să le ofere romanilor drept de liberă trecere. Nici nu i-au ajutat cu trupe, nici nu i-au încurcat, nici nu i-au într-adevăr. Dar Decebal s-a simțit cumva rănit în orgoliu, pentru că ăsta Iazigii, la fel ca burii, roxolanii și restul triburilor sarmate, nu s-au aliat cu el împotriva romanilor. Într-adevăr, Iazigii au fost neutri, ca să zic așa. Uh-huh. Și atunci chestia asta, da, le-a tras ura lui Decebal. Cel puțin din informațiile pe care le avem, că din nou, nu avem punctul de vedere al lui Decebal. Foarte important. Într-adevăr, ca să anexezi teritoriul străin, asta presupunea că deja, exact așa cum spune Cassius Dio, Decebal începe să-și înarmeze trupele din nou, să-și reconsolideze cetățile. Vă spuneam, n-ai cum să reziști ca rege fără să faci chestiile astea. Începe iar să aibă o politică externă proprie, trimite sol prin vecini, încearcă ceva activități diplomatice, mă rog. Așa... Am povestit de sclavul pe care l-a trimis lui Pacorus al doilea. Da. În episodul trecut, dar cam acum se întâmplă lucrul ăsta. Corect. Și asta când, teoretic, grosul armatei lui Traian ar fost fix aproape de inima Imperiului lui Decebal, ceea ce ne ridică un pic de semne de întrebare. Știu ce zici. Mă rog, din nou văd chestia asta la Cassius Dio, care e cumva un leitmotiv foarte interesant în toată confruntarea asta dintre Traian și Decebal. Primește iar dezertori din Imperiu la el. Deci asta e o nebunie cu dezertorii. Adică, bă, totuși, vezi tu, chiar și în 104-105, deci la 6-7 ani de la urcarea pe tron a lui Traian, încă mai existau voci și grupuri dizidente. Asta trebuie să înțelegem. Optimus Princeps, că ăsta acum ai făcut Optimus Princeps, așa e. Dar Traian totuși, bă, nu știu, se pare că era destul de nervos când oponenții săi pe plan intern căutau ajutor extern. Adică am observat pattern-ul ăsta. Dacă am avea mai multe informații despre Traian, cum avem despre Nero, cum avem despre Domitian, adică dacă erau mai mulți care scriau despre el, eu sunt sigur că am fi auzit destule bârfe despre comploturi, parcă și la Cassius Dio, zice și Cassius Dio ceva despre comploturi împotriva lui Traian,
Și câți senatori și câți ecveștri de fapt și-au pierdut viața sau au fost exilați în timpul domniei sale? Eu nu cred, pentru că tot Cassius Dio, să nu uităm, ne spune așa, e o domnie, e cu mână forte, el era cu mână forte în fața soldaților. Păi dacă în fața soldaților era cu mână forte, păi în fața ăstora cum era? Deci ce cred eu că ne lipsește de fapt în legătură cu Traian este detaliu. Mai ales textul lui Cassius Dio este puternic prescurtat. Este prescurtat de un călugăr, care călugărul respectiv, deci gândește că călugărul respectiv trebuie să scrie despre un să facă un rezumat despre un om care în esență prin natura slujbei pe care o are este amoral. Adică, na, și despre Traian știm deja că din punct de vedere al bisericilor creștine e destul de amoral. Chiar dacă mai târziu l-au ridicat la rangul de păgâni care meritori sau nu mai știu exact. În fine, ideea este că noi avem un rezumat care trece peste genul de detalii care ne-ar fi ajutat poate să identificăm cine ar putea să fie acei dezertori. De ce insistăm pe acei dezertori? Este că până acum, în toate războaiele externe pe care le-am discutat, nu am văzut nicăieri atâta insistență pe dezertori. Eu am mai spus, n-are sens să te duci la dușman, adică n-are rost să dezertezi dacă ești mulțumit în imperiul la tine sau dacă măcar nu consider că celălalt ar avea o șansă cât negru sub unghi, adică nu te duci undeva unde știi că o să fii strivit. Exact. Exact, deci mergi undeva unde simți că ai totuși ceva putere, adică ai putere să te aperi. Corect, corect. Și unde ești bine tratat, unde e cât de cât exact. Civilizație, nu te duci, adică se duc romanii de la băi, de la terme, înseamnă că și la Sarmise Cetus acolo, băi, era un nivel, oamenii se simțeau respectați, era o chestie. Am mai observat ceva, zice tot așa, da, senatul va declara din nou inamic, da, asta înseamnă că a mai fost declarat cel puțin odată. Că înainte, la primul război. Păi asta spun. Deci din nou, uitați, Traian face totul ca la carte. Implică senatul, îl declară enemy of the state, frumos, civilizat, adică nu se duce, nu ia el decizia. Le dă impresia și senatorilor cum că sunt și ei, fac parte din chestia asta și de aia poate mai durează un pic încă. Probabil că el era pregătit, de fapt nu era pregătit, pentru că o să vedem că e pregătit doar când termină Apolodor din Damas podul. El tot face pregătiri în chestia asta și cu podul ăla e o șmecherie. Dar bă, apropo de Traian, cu cât citesc mai mult, cu atât îmi dau seama că Traian nu era adeptul dictonului Civis Pacem Parabellum. Adică dacă vrei pace te pregătești. Eu cred că el era pe principiu, dacă vrei război, te pregătești pentru război. Civis Bellum Parabellum, așa gândea Traian, nu serios, deci ca orice militar de... Știu că pare hazliu, dar uite, gândește-te, bă, sună frumos, știu că sună foarte frumos. Dacă vrei pace, te pregătești pentru război. Dar îți spun, cei care se pregătesc pentru război, cei care au armate numeroase, cu bugete imense la apărare, cât PIB-ul a 50 de țări, ăia vor de obicei război, Dorine. Vor să vândă arme, vor să dobândească influență, resurse, tot felul de chestii, avantaje economice. O să vedem, armata asta, nu vorbim și în zilele noastre, dar armata romană costa. Tu trebuie să-ți scoți cumva pârleala pe ea până la urmă. Nu poți să plătească doar contribuabilii țării tale pentru ea. Da, și până la urmă, exact, cum spui și tu, dacă vrei să susții o armată puternică, cum să o susții altfel mai bine decât pe spinarea vecinilor? Provocând războaie, exact, provocând războaie. Chestia asta e valabilă, e la fel de valabilă și în zilele noastre cum era și în zilele lui Traian și Decebal. Deci exact. Nu te pregătești, dacă vrei să te pregătești, deci dacă vrei război, te pregătești pentru război, crede-mă. Mai sunt niște lucruri pe care am vrea să le zicem despre perioada asta interbelică? Atâta. Eu zic, eu cred că Decebal știa de intențiile lui Traian. S-a convins pe pielea lui înainte de primul război. Eu cred că nu a făcut decât să fure puțin startul. Și atât, într-adevăr, deci mai e acea poveste care, dacă este adevărată, mai adaugă un pic de dramatism și o motivație în plus pentru regele Decebal. Care deci, nu e o variantă pe care aș exclude-o, dar nu este neapărat o variantă pe care m-aș baza foarte tare. Încă o chestie totuși, aș vrea totuși să spun aici că e un detaliu la care m-am gândit, e simpatic cumva. Bă, dacii,
dacă stai și te gândești, n-aveau logică să atace primii. Ei, da. Te gândeai, bă, n-au cum să atace dacii primii, pentru că campania asta războinică masivă e inițiată de romani. Și în 101 a fost inițiată și o să vedem că și în 105 e inițiată. Dacii, ok, poate au făcut ceva nasoale în ăștia 3 ani, da, pe lângă încălcarea tratatului, nu știu. Dar romanii sunt cei în ofensivă, dacii se apără. Nu știu, ok, că pe columna, am văzut niște interpretări pe columna aia de te doare bila acum. Noi știu că am fost diplomați episodul trecut, dar pe cuvântul meu sunt unele trase de păr, de sunt dita mai wedge-urile pe columna aia. Adică, de ce ai ataca? Tu ești în defensivă, ești slab, e mult mai ușor de organizat o defensivă, era singura șansă a dacilor în momentul de față. Adică, nu înțeleg, un atac, ok, înțeleg, e un atac, să zicem că așa am înțeles că se desfășoară lucrurile. E un atac al dacilor la scară mai mică, așa, nu știu, îi resping pe romanii din garnizoanele unde erau deja de 3 ani acolo în inima Daciei. Și ăsta e un pretext numai bun pentru a justifica atacul decisiv al lui Traian. Eu așa înțeleg, adică e un casus belli de toată frumusețea. Ai un stat mic care îți atacă niște garnizoane, nu știu, mai mult nu poate, și tu te duci peste el și îl rază pe fața pământului. Nu știu, puneți în locul garnizoanelor orice altceva, puneți separatiști, puneți înălțimile Golan, ce vreți voi. Deci ai un stat mic care nu poate să-ți producă mari, nu știu, maxim îți hărțuiești o provincie și tu vii, ataci cu forță disproporționată. Și asta zic, bă, dacă romanii erau atât de înțelepți, că eu ți-am spus, vedeți cum e și cu podcastul ăsta, ne schimbăm părerile de la un episod la altul. Eu am crezut că romanii cumva îl tot iartă pe Decebal pentru imprudența de a trece Dunărea, de a face nasoale. Dar nu cred că a fost deloc așa. Cred că romanii au fost cel puțin la fel de războinici și au atacat cu o forță nejustificată și nenecesară. L-au atacat pe Decebal de săracul, i-a părut rău că a trecut Dunărea în 84-85 atunci. Da, în mod clar... Lucrurile se schimbă într-o direcție foarte neplăcută pentru Decebal. Și pe 4 iunie 105, Traian pornește înspre, nu mai știu exact cum se știe data asta exactă, dar asta este data exactă, 4 iunie anul 105. Traian pornește spre Brundisium, cel mai probabil spre Brundisium, trece Adriatica până în Apolonia. Din Apolonia pornește în marș, cel mai probabil spre Drobeta. Acum desfășurarea, deci foarte important, o să repetăm exact același lucru pe care îl repetăm de vreo câteva episoade, cred că până v-ați sătura de noi. Cronologia ce se întâmplă mai departe este foarte neclară. Nu avem foarte multe informații suficient de clare cât să putem încropi o cronologie corectă a acestui război. De fapt, de la Diocasius avem doar câteva anecdote, dacă e să le zicem așa, legată de niște asasini, legată de un prieten de-al lui pe nume Longinus, după care ni se spune despre un pod de piatră despre care o să vorbim și noi, după care gata, a câștigat foarte multă atenție, sfârșit. Lucrurile evident nu arată la fel în realitate. Dacă primului război contra dacilor pe columnă îi se dedică 77 de scene, tot cam atât se dedică și celui de-al doilea război dacic, ceea ce ne face să înțelegem conflictul, chiar dacă este cu mai puține evenimente în sine, este la fel de intens ca și primul război. Însă real, informația, așa cum am spus-o întotdeauna, columna lui Traian nu este un mod de a povesti cum trebuie povestea războiului dacic. Și fără comentariile lui Traian, columna foarte des este doar un loc pentru speculații și pentru încercări de a trage niște concluzii pe baza cât de bine poate un meșter roman care nu a fost niciodată la Sarmisegetuza să cioplească o scenă
pe care a citit-o în cartea lui Traian. Să nu ne amăgim că lucrurile ar arăta altfel. Asta este ceea ce este columna. Și da, povestea celui de-al doilea război dacic este mai criptică, mai puțin, mai lipsită de detaliu decât primul război dacic. Putem doar să tragem niște concluzii cât de cât logice, așa, să punem cap la cap și ceea ce ne spune Cassius Dio și scenele de pe columnă. Cassius Dio, din nou, cred că ratează un pic cronologia, iar mai intercalează niște citate, adică e complicat. Nici nu știi, el nu are niciun reper, dacă vă vine să credeți, nu are niciun reper cronologic Cassius Dio. La el începe să construiască podul, nu știe, adică începe, laudă podul ăla senzațional, cred că o să dai citatul ăla foarte frumos din Cassius Dio cu podul ăla imediat. Dar nu știm, vine, începe să atace garnizoanele, îl prinde pe un legat de-a lui, habar n-am când, pe pod, fără pod, înainte de pod, deci nu știm. Ce pot să-mi dau eu seama de la început, din ce spui tu chestia asta, că a plecat spre Dacia târziu. Vedeți, în primul război pleacă din martie, poate că el pleacă acum în iunie, pentru că se gândește că, deci, rezistența va fi una minimă. Eu așa cred. Se gândește, bă, campania asta militară va fi de scurtă durată, n-am ce să, iar ia pe toți ăștelalți în jurul lui, în statul major, dar pe lângă restul lumii, pe lângă Hadrian și toți ceilalți de încredere, mai apare în anturajul lui destul de intim și un anume Decimus Terentius Scaurianus. O să vedem, tipul ăsta e un legat foarte capabil. A fost de două ori consul sufect în 101 și 104 și o să vedem că ajunge viitorul, primul guvernator al provinciei, nu-i spunem numele, dar tot așa... Spoilere! Exact, nu mă faci să palpitez aici. V-ați prins deja că sunteți ascultători inteligenți. Cel mai probabil, tot așa cum zici și tu, bă, pot să-mi dau seama, grosul oștirilor îl așteptau pe Traian în cele două mesi. Acolo se pregăteau. Ok, exact. Aveau garnizoane și în teritoriul dacilor, dar doar atunci când ajunge Traian la Dunăre să inspecteze capodopera de arhitectură, cum zicea Nicolae Bălcescu, să vadă ce a făcut acolo Apolodor din Damasc, după aia se duce și coloana principală. Dar zi mai întâi citatul și după aceea comentăm pe marginea lui. Să vorbesc despre pod. Despre pod și despre campanie, cum începe. Ok, înainte să ajungă la pod, okay, am câteva informații. Deci aici, urmând un pic... logica de pe columnă. Da, da. Avem clar că se îmbarcă, probabil se duce la Brundisium să se îmbarce, după care pleacă până la Apolonia, după care pornește în marș de la Apolonia, probabil la Dirahium și la Naissus, cum sugerează Radu Vulpe, sau Sirmium, dacă e să ne luăm după probabil cel mai proeminent om care a studiat columna, și anume Conrad Cicorius. Dar e foarte probabil, cumva am mai multă încredere în Radu Vulpe, care vine cam 100 de ani după Cicorius să vorbească despre treaba asta. Încă înainte de a ajunge în Dacia, e întâmpinat de o solie dacică, probabil pentru că triburile dacice erau acum aliate, deci erau ceva triburi dacice deja aliate cu Traian. E posibil că ceea ce îi cere Traian ar fi o capitulare necondiționată, ceva de genul, bă, ok, eu am venit înspre tine, nu accept altceva decât să mori în lanțuri la triumful meu. Și probabil că lucrul ăsta este imposibil de acceptat pentru Decebal. Vedem treaba asta într-una din scenele de pe columnă, n-am păstrat numărul. În fine, Cassius Dio ne mai povestește că undeva în Moesia Decebal trimite niște asasini care sunt descoperiți. Vorbim un pic despre asasinii ăștia? Da, de ce nu? Da, da. E okay. Interesant să vedem cum zice a încercat. Așa, deși Decebal nu avea succes în conflicte deschise, ceea ce ne pune un pic sub semnul de întrebării, pentru că dacă n-avea, dar era încă în Moesia, se bătea cu Traian în Moesia, e un pic, ok, e sub semnul întrebării. Aproape că a reușit să-l ucidă pe Traian prin șiretenie și înșelăciune. A trimis dezertorii în Moesia pentru a vedea dacă îl putea omorâ,
deoarece era ușor să ajungă la împărat, mai ales că acum, din cauza exigențelor războiului, primea în audiență pe oricine voia să-i vorbească. Dar dezertorii nu au reușit să-și îndeplinească obiectivul, deoarece unul din ei a fost considerat suspect și arestat, iar sub tortură a dezvăluit întregul plan. Bun. Da, nasol moment pentru dezertori. Adică, nu știu, eu dacă aș fi fost un dezertor, m-aș fi dus la Traian să-l omor. Nu știu dacă i-aș fi zis, bă, noi am venit aici să te omorâm, tu nu ne faci nimic dacă zicem, da? În primul rând, dacă erai un dezertor important, cred că ar fi știut Traian cine e și te-ar fi recunoscut. Dacă erai un dezertor neimportant, nu te-ar fi știut nimeni. Pentru că dacă ești totuși un dizident, te știu cei de la putere. Eu așa mă gândesc. Bă, dacă ai într-adevăr forța să deranjezi establishment-ul, te știe cineva. Adică, da. Bă, uite, ăla e Dinescu, ăla e Vadim Tudor, nu contează, da? Adică te știe lumea și, bă, ăsta e clar că n-are ce căuta aproape de împăratul nostru. E cortul împăratului în centrul taberei. Oricum, eu cred că existau niște măsuri de securitate. Nu putea să ajungă oricine la Traian, să fim serioși acum. Ok, le-a acordat ăstora, cum să zic, audiențe, dar nu știu, erau, mă gândesc că erau percheziționați înainte. Exact, nu aveai voie să te duci cu cuțitul, cu sabia la tine. Și atunci eu pot să înțeleg ce zice Cassius Dio acolo. Asta am spus și eu, cred că dacii n-aveau șanse până la urmă pe teren deschis. De aia și prefera să se bată în munți tot timpul, că romanii aveau numerele de partea lor. Știu că a fost o bătălie pe muche de cuțit la Danclisi, știu că poate și la Nicopolis Adistrum au încercat ceva cu garnizoanele, cu așa, dar cred că așa, dacă stai și te gândești logic, romanii, legiunea romană era mult mai bine croită pe luptă în câmp deschis. Așa cred eu, așa cred că erau mai organizați, erau mai... Na, ăștelalți puteau să-i surprindă, puteau să se folosească de specificitățile terenului, mai aruncau o suliță în ei, mai prăbușeau un copac, mai aruncau un bolovan de la deal la vale, dar acolo unde nu e nimic imprevizibil, na, n-ai cum să-i surprinzi pe romani în niciun caz. Asta, și e foarte probabil că Decebal nici să nu fi căutat astfel de înfruntări cu Traian. Și încă o chestie, ai spus o chestie, da, să nu facem erată data viitoare. Cred că Apolonia e mai la nord decât Dirahium. Nu cred că s-a întors de la Apolonia la Dirahium. Cred că Dirahium, nu știu ce a zis Vulpe pe acolo, că el s-a dus dacă te duci. În fine, vedem, mai studiem, da, puțin problema, da, și vedem. Da. E un pic dubios. Deci traseul ăsta, acum să înțelegem, traseul ăsta este compus de oameni din presupuneri, din ceea ce văd ei că ar arăta locurile prin care pare că trece Traian. Sunt presupuneri, nimic altceva decât presupuneri. Nu luați de bună, na, noi cumva încercăm să vă dăm informația asta, dar serios, sunt niște desene. Dacă cineva desenează o figură de aia din bețigașe și tu spui ăsta este Georgel, s-ar putea să ai dreptate, dar s-ar putea să fie un pic, mă înțelegeți voi, adică s-ar putea să nu fie Georgel totuși. Sunt șanse mari să nu fie Georgel. Nu, tu ai foarte mare dreptate. Sunt extrem de exaltate interpretările astea, Dorin. Da. Adică sunt, bă, pe cuvântul meu, doar pentru că, nu știu, a desenat Ptolemeu acolo, sau o să vedem cum au ajuns ăștia la concluzia că o coloană de-a lui Traian a ajuns prin pasul Oituz, a intrat pe acolo. Adică, bă, ok, o fi intrat, dar e cam, ți-am zis, e greu de găsit explicațiile astea. Dacă au zis-o alții mai bine plasați din punct de vedere academic ca noi, na, o zicem și noi, acum că nu suntem noi miezul din dodoașcă să schimbăm acum mersul istoriei. Exact, exact. Deci cumva noi încercăm să vă dăm informația pe care o putem cât de cât verifica. Cassius Dio e mai ușor de înțeles, de asta am și avut foarte mari dubii în legătură cu textul ăsta, care mi se pare, deci majoritatea istoricilor pe care i-am citit nu vorbesc despre textul ăsta, apare doar din surse dubioase și nu știu exact care e povestea acestui text. Poate că voi lua un pic de timp să văd ce-i cu el, poate că nu e chiar atât de important, sincer, pentru că nu aduce real foarte mult peste ce povestim noi aici. Bun. Deci ce se mai întâmplă? Traian. Poftim?
Deci ajunge în Moesia, Traian. Merge și ajunge până la... Ajunge în Moesia și în Moesia... deci nu știu, din câte am văzut în alte părți, episodul cu Longinus, chiar dacă e relatat înainte de Pod, este plasat probabil undeva înainte sau în timpul asediului Sarmisegetuzei sau sunt ceva lupte înainte de asediul Sarmisegetuzei. Este foarte posibil ca Longinus, un anume Longinus, să fi fost trimis înainte cu o trupă de soldați care să încerce să nu știu, să intre în contact cu Decebal. Vrei să citește mai întâi citatul și după aia ca să înțeleagă ascultătorii la ce ne referim. Decebal i-a trimis apoi o invitație lui Longinus, un conducător din armata romană care îi dăduse mult de furcă în războaie și l-a convins să se întâlnească sub pretextul că avea să facă tot ceea ce îi cerea, tot ce se cerea de la el. Dar l-a capturat și l-a interogat public cu privire la planurile lui Traian. Când Longinus a refuzat să vorbească, Decebal l-a purtat alături de el peste tot, fără să-l lege, dar ținându-l sub pază. Și a trimis o solie lui Traian, zicându-i să-i dea înapoi toate teritoriile până la Dunăre și să-l despăgubească pentru toate cheltuielile de război, dacă voia să-l primească înapoi pe Longinus. Aici, iarăși un semn de întrebare pe care aș vrea să-l ridic, dacă cere niște despăgubiri, este posibil ca în urma tratatului de pace Traian să-i fi promis niște bani pe care nu i-a dat? Ce interesant ar fi asta! Pe de altă parte, bine, hai, termină citatul dacă și eu am o părere. Hai că continui. Bun. I s-a dat un răspuns vag, de așa natură încât să nu înțeleagă nici dacă Longinus era important, nici dacă nu. Scopul era să nu fie ucis, dar nici să nu fie păstrat în viață cu un preț prea mare. Așa că Decebal a amânat decizia, urmând să mai gândească ce să facă. Între timp, Longinus a reușit să obțină o travă cu ajutorul unui libert și a promis lui Decebal că avea să-l atragă pe Traian de partea dacilor, sperând astfel ca regele să nu suspecteze ce vrea el să facă și, deci, să nu-l păzească foarte atent. De asemenea, pentru ca libertul să fie în siguranță, a scris o petiție pe care i-a dat-o să-i o ducă lui Traian. Apoi, în noaptea după plecarea libertului, a băut o travă și a murit. Atunci, Decebal i-a cerut lui Traian să-i dea înapoi libertul, promițându-i la schimb trupul lui Longinus și 10 captivi. Pentru a-i transmite mesajul, l-a trimis pe centurionul capturat odată cu Longinus ca să aranjeze lucrurile. Toată povestea lui Longinus a fost aflată de la centurion. Traian nu l-a trimis înapoi și nici nu l-a eliberat nu l-a predat pe libert, considerând că demnitatea Imperiului ar avea mai multe de câștigat dacă omul rămânea în siguranță decât dacă îl înmormântau pe Longinus. Da. Bun, hai să zic ce am înțeles eu din citatul ăsta. Deci, Decebal și-a dat seama, bă, nu merge să-l bat pe Traian în luptă dreaptă. Hai să încerc prin vicleșug și înșelăciune. Dar pe principiul ăsta, în dragoste și în război totul e permis. Ar fi trist, n-ar trebui să fie multe lucruri permise nici în dragoste, nici în război. Dar mi se pare o chestie hazlie, super hazlie. Deci Decebal, vedeți, încearcă să-i forțeze mâna lui Traian. Capturează comandul ăsta de legiune, un legat, da? Și dorește să facă un troc, da? Vrea să obțină avantaje, bă, niște avantaje cu toată dragostea sunt ireal de însemnate de pe urma lui, adică să-și ia înapoi toată țara de dinainte de primul război dacic, adică până la Istru, până la Dunăre. Uh-huh. Și Traian să-i dea compensații financiare, adică să-i deconteze toate cheltuielile făcute pentru război, că așa e ce Cassius Dio. Deci e Nino. Pe cuvântul meu, adică cererea asta lui Decebal e la fel de nebună ca aia din negocierile lui Domitian. Când vă mai aduceți aminte, îi cerea doi obol pentru fiecare cetățean roman, că dacă nu știu ce o să se întâmple. Băiești, adică, ok, evident, eu nu zic foarte bine că a cerut Decebal, știi, prostia la care dă, nu la care cere, dar evident că nici atunci, nici acum, cum să accepte romanii și Traian chestia asta? E nebunie curată. Nu știu ce să zic, poate era atât de important Longinus ăla pentru Traian, îmi vine greu să cred. Da, nu știu exact, deci aia, el și-o fi închipuit, probabil Longinus era într-o funcție foarte importantă în armata romană, poate era... conducător de legiune, deci da, era tare, era meseria, știi, ok. Mm-hmm.
Poate îl văzuse alături de Traian în înfruntările anterioare, n-avem de unde să știm. Poate era chiar cel care conducea, cel care stăpânea o parte din Dacia. Poate, știți, fiind conducătorul unei legiuni, era cel care în anii 102-105 era cel care, că de aia avea și întâietate, adică de aia l-a chemat Decebal cu el. Putea să se ducă să se întâlnească, să negocieze de la egal la egal cu regele Daciei. Deci să poate fie ceva era guvernator interimar al provinciei corect. Neformate. Exact, da. Mm-hmm. Și atunci, într-adevăr, că și Cassius Dio spune că Traian se codește un pic, că nu vrea să-i dea de înțeles lui Decebal cât de important e Longinus pentru el, dar pe de altă parte nici nu ar vrea să îi dea vrabia din mână pe cioara de pe gard lui Decebal. Și atunci atrage și ăsta un pic de timp până când Longinus, ce să vezi, Longinus e mai tare romanul Longinus decât dezertorii romani care se duc să-l ucidă pe Traian. Ea cedează torturii. Longinus nu spune nimic despre planurile lui Traian, chiar dacă, mă rog, bine, Decebal face și chestia asta în public. Decebal se pare că respectă pe Longinus, îl ține în pază, dar nu în lanțuri. Și atunci, normal, Longinus spune, bă, nu știu nimic. Dacă îi tăia o unghie un pic mai tare sau dacă i-o scotea de tot, s-ar putea să-și amintească brușii Longinus niște planuri despre Traian. Da, deci asta e într-adevăr interesant. De ce a crezut că el are un as în mânecă atât de puternic cu Longinus? Cumva, din câte văd, Decebal nici măcar nu încearcă să forțeze nota. Adică, și apropo, ca să lămuresc, eu am făcut un mic amuzament legat de faptul că trădătorii aia care s-au dus să-l asasineze pe Traian ar fi cedat foarte ușor informația. Din altă sursă, din sursa asta neverificată pe care o am aici, teoretic asasinii ar fi mărturisit ei din proprie inițiativă. Deci n-a mai fost nevoie de cazne. Da. Deci de asta sunt un pic confuz și de asta nici nu-i bine să citești atât de mult material neverificat. Bun, să nu faceți ca mine. Da, eu ți-am spus, când ai prea multe surse la dispoziție, te zăpăcești, te aiurești. Da. Bine, am citit și ce scrie Nicolae Iorga despre acest fragment și zic, deci, dacă ai fi studiat istorie cu Nicolae Iorga, n-ai fi priceput foarte mult despre acest episod. Da, știi din ce cauză? Bine, eu știu din ce cauză. Bă, ăsta e genial. Deci Nicolae Iorga avea o părere atât de bună despre el, se considera pe el însuși genial și pe toți ceilalți niște mediocri. Uh-huh. Și atunci foarte puțin, deci în epocă și mulți, adică îl citeau pe Iorga, dar puțin îl înțelegeau, ca să zic. Bă, omul chiar a fost genial. Omul a fost tatăl lor, adică a terminat facultatea la 18 ani și a dat doctoratul pe la 20. A scris imens, deci Nicolae Iorga, o să ajungem și la el. Eu nu spun că tot ce a scris a fost corect, nu spun din nou, a fost un fel de Cicero și el, adică o să vedeți că a încercat să îmbine latura asta lui filozofică, literară cu latura politică și nu i-a ieșit. Ce se întâmplă. Da. Bine, Iorga, cum ziceai tu, nu e perfect în toate informațiile. Categoric. Are o exprimare mult prea poetică. Și ok, se vede apetitul enciclopedic al omului, dar la un moment dat se vede că omul scrie jurnale de călătorie, nu scrie altceva. În fine, asta e altă discuție. Și peste tot omul are o singură chestie în cap. Numele X sună ca numele Y, deci ăla este ilir, este tribal, ăla e nu știu ce. Arunc așa cu niște supoziții de te amuză. La nivelul ăla, studiile lingvistice nu erau, adică la nivelul ăla, nu erau la un nivel foarte ridicat în momentul ăla temporal. Și atunci, își dădea și el cu părerea. Nu l-aveam pe Dan Alexe pe vremea aia ca să ne învețe el ce și cum. Exact. Deci, știi cum e, el își dădea cu părerea, încerca să-și dea cu o părere. Adică trebuie să reținem și epoca în care au fost scrise textele astea și faptul că în ultima sută de ani
foarte mult s-a investit în știință în general. Bun, ok, revenind la povestea asta, e clar, nu știm exact când anume e plasată povestea cu Longinus. Este posibil să fie cândva înainte ca Traian să-i declare pe față război lui Decebal. Este posibil ca exact asta să fie relația lui Decebal și Traian în momentul ăsta. Traian se apropie de Drobeta, dar Decebal habar n-are ce se întâmplă, nu își permite să-l ia prizonier, dar spune, poate să spună, de exemplu, uite, ăsta este invitat la mine, știi? Și pot să văd o variantă care este semi-agresivă, dar care nu trece de anumite limite în legătură cu Longinus și care ar putea să-l lase pe cumva să-l lase ca fiind parte din tratativele de pace dinainte să înceapă războiul, știi? Pare mai logic așa, sincer, mi se pare că Traian, după ce pierde un legat și după ce Decebal joacă cartea asta la Cacealma, mi se pare că atunci a luat decizia finală. Și are și mai multă logică, pentru că Decebal n-ar fi fost chiar atât de impertinent să meargă all-in. Adică ce i-a cerut el acum lui Traian pare mai degrabă ceea ce îi cere, pare mai degrabă o tatonare înainte de război, nu în timpul războiului. Decebal n-ar fi avut curaj niciodată să-i ceară lui Traian chestia asta dacă Traian ar fi intrat deja cu trei coloane sud, vest, est pe teritoriul Daciei și deja era aproape de Sarmize Cetusa. Cred exact. Că Traian era... Am fi avut un episod de la ca Cavalerul Negru din Monty Python, știi, în care îi taie câte o mână, încă o mână, îi taie un picior. Cred că ar fi fost și el mai... Da, adică ar fi trimis și la primul război. Inițial a fost foarte arogant, trimitea oameni fără, adică oameni cu plete, fără căciulă, îl lua la mișto pe Traian, îi trimitea pe bur cu ciuperci pe acolo. După aceea a început să trimită nobile, a început să fie mai respectuos și Decebal a zis, bă, stai un pic, că nu e ok, se strânge, mă strânge ăsta cu ușa. Și așa cred că a făcut și acum. Pare mult mai logic ca Longinus să moară mai întâi și după aceea să vină Traian și să beneficieze și de aportul lui Apolodor și să îi dea, mă rog, să se apuce, să încerce să-i dea lovitura de grație lui Decebal. Da, deci durează destul de mult și e foarte posibil să mai aștepte o vreme în preajma Dunării ca să-și asigure practic rețeaua de aprovizionare, pentru că logistica este foarte importantă în orice război. E probabil 75% din victorie. Așa că ajungem la punctul ăsta unde eu iarăși ce o să fac altceva, o să citesc din Diocasius, pentru că asta este toată informația pe care o avem. Traian a construit un pod de piatră peste Dunăre, lucru pe care îl admir nespus, ne spune Dioca. Oricât de extraordinare ar fi celelalte reușite ale sale, aceasta le întrece. Podul avea 20 de piloni pătrați construiți din piatră care se înălțau la 45 de metri înălțime peste fundații și aveau latura de 18 metri. Între ei era o distanță de 53 de metri, care era străbătută de arcuri. Cum atunci să nu fii uimit de cât s-a muncit pentru ele sau de modul în care au fost înălțate într-un râu atât de adânc, atât de învolburat, pe un fund atât de noroios, căci evident era imposibil să se deturneze cursul apei. Am vorbit de lățimea râului, dar acesta nu este la fel de îngust peste tot. În unele locuri este două ori sau de trei ori mai lat, dar cel mai îngust loc și cel mai potrivit pentru construirea podului este cel despre care am vorbit mai sus. Dar chiar faptul că râul are aici o albie atât de îngustă, când mai sus și mai jos e atât de larg, îl face să fie cu atât mai violent și mai adânc, lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare când estimăm cât de dificil a fost să se construiască. Și aceasta atunci este una din realizările care demonstrează magnitudinea planurilor lui Traian. Chiar dacă podul nu ne e de ajutor nouă, acum doar pilonii mai sunt în picioare și nu ne permit să traversăm râul, de parcă ar fi fost ridicați cu simplul scop de a demonstra că nu există lucru pe care să nu-l poate face ingeniozitatea umană. Traian l-a construit pentru că se temea atunci
că când avea să înghețe Dunărea, Romania urmau să fie atacați de cealaltă parte a lui, așa că a vrut să capete acces la ei prin orice mijloace. Adrian, dimpotrivă, s-a temut că podul avea să ușureze intrarea barbarilor în Noezia după ce învingeau cărțile podului, așa că i-a eliminat suprastructura. Cam asta, adică foarte puține lucruri de comentat la... Deci s-a chinuit degeaba săracul Apolodor din Damas până la urmă. Băi, nu neapărat. Deci până la urmă ce a făcut Adrian a fost doar să dea foc la suprastructura de lemn, știi? Da. Deci... Bă, am niște comentarii și în legătură cu chestia asta. Mi-am notat aici, foarte fain și citatul. Eu înțeleg un lucru. Adică prima chestie care se desprinde din construcția asta... Traian zice așa, bă, I am here to stay, adică vrea să cucerească Dacia ca să stea, nu ca să plece. Adică da. vrea ca această ocupație să fie una durabilă, eu asta înțeleg, cu înglobare în imperiu, cu administrare ca provincie, cu control de la centru, cu tot, cu mulgerea resurselor, tot ce trebuie. Și pentru asta are nevoie de un drum permanent, are nevoie de acces nestingherit la zona asta, care o să ajungă, o să vedem să facă parte din imperiu cât de curând. Nu contează că vine Hadrian, că ăsta are o viziune mai puțin războinică, o să vedem care va fi decizia lui vis-a-vis de cucerirea lui Traian, mai încolo, când o să vorbim despre el. Dar eu admir din nou, cum să zic, bă, puterea asta de muncă a romanilor, adică începe, cred că în 102 sau în 103 începe lucrarea la pod. El a putut să înceapă imediat, avea castre de ambele părți ale Dunării, am înțeles, avea la Pontes pe malul sudic și la Drobeta pe malul nordic. Deci nu-l deranja nimeni. Cum să zic, romanii, deci vedeți un pic, nu doar ca un inginer de renume mondial, că Apolodor ăsta face chestii și la Roma, tipul e foarte, foarte tare și n-o să fie oameni 1000 de ani mai târziu care o să poată să facă ce a făcut el acum. Dar aveau și muncitori foarte disciplinați și destul de calificați. Să nu uităm, legionari ăștia se pricepeau la tot felul de lucrări de geniu. Deci toate astea, lucrările genistice, poduri, drumuri, fortificații, apeducte, legionarii le făceau. Și mă gândesc că a funcționat tot un parametru corespunzător. Ne și spune ăștia... Au lucrat aici soldați din legiunile, da, din Flavia Felix, din Macedonica, din Claudia, din Gemina, toți ăștia care până la urmă vor urca, până la urmă vor lupta în campania asta. Și bă, podul e colosal. Eu m-am uitat, l-am măsurat, deci are mai mult de un kilometru lungime, Dorine. Deci are nu știu, 12-18 metri, sunt mai că acum că transport din picioare în metri e ok, dar are cel puțin, deci la 12 metri și dacă are 12 metri, să zicem, ai cel puțin două benzi pe sens, ca să zic așa, după standardele actuale, ceea ce înseamnă foarte mult pentru, bă, și pentru impulsionarea comerțului în zona aia, dacă mă întrebi. Adică pur și simplu poți să streacă care 2, 5, 10 într-o parte, 2, 5, 10 în altă parte. Cu aia 20 de piloni, foarte tare, deci din nou exact așa cum a făcut cu drumul ăla pe sub munte, prin defileul Dunării, așa face și acum. Deviază mai întâi cursul Dunării ca să poată să înceapă lucrarea pe uscat. Primii 10 piloni sunt construiți pe uscat, nu știu, 10 sau 12, și după aceea următorii 10, unde nu s-a mai putut devia Albia, bă, sunt folosite cofraje din astea aproape etanșe, adică erau făcute din lemn de stejar, după aia cimentate, și dacă nu puteau să scoată toată apa, mai foloseau și un sistem de pompe ca să scoată apa de acolo să fie complet uscat atunci când turnau cimentul pentru piloni. Deci, ca să înțelegeți încă o dată, podul ăsta a fost atât de meseriaș că au încercat și turcii și austriecii să mai facă unul peste Dunăre. Următorul peste Dunăre în zona asta a fost construit de Angel Salini în 1895, pe vremea lui Carol I. Deci la aproape 1800 de ani după, 1800 de ani le-au trebuit oamenilor din zona asta. Vorbesc doar de zona asta noastră, nu vorbesc de Budapesta și de Viena, că acolo au mai făcut aia podul peste Dunăre, dar bine, în dar zona... Nu e aceeași dificultate. Bă, acolo e mai mare, că eu m-am întrebat de ce l-a făcut totuși de partea asta la alta a muntelui, de ce l-a făcut în est, pentru că dacă vrei să ajungi de la Roma în Dacia, cea mai scurtă rută e pe la Lederata. E la Lederata, aveai și fortul ăla la Viminaciu, mi se pare mai logic pe acolo, dar poate, așa cum spune și Cassius Dio, și sunt sigur că știa mai bine Apolodor decât mine acum la 2000 de ani după, poate, adică a știut să se folosească de particularitățile Dunării în zona aia.
Eu acum vorbesc să mă aflu în treabă. Ok, din punct de vedere, dacă o luai în linie dreaptă, e mai ușor să-l faci în vestul munților, undeva pe la Belgrad, pe acolo să treci, să fie mai frumos. Bine, dar probabil e mai greu să faci un pod care are, nu știu, 3 km decât... Exact, exact, exact. Era mai ușor poate aici să devieze Dunăre și așa mai departe. Ce vreau să vă mai spun încă o chestie apropo de infrastructura noastră actuală. Deci noi avem acum... Suntem în 2022. Noi avem 3 poduri peste Dunăre, cred că dacă nu greșesc. Ăsta de la Cernavodă, ăla de la Giurgiu Ruse și cred că îl mai avem pe ăla de la Calafat Vidin. Deci pe aproape 1000 de kilometri de Dunăre. Nu cred că mai e unul, vorbesc serios. S-au mai gândit ăștia, dar n-au făcut până la urmă. Nu mai există și la porțile de fier pe baraj. A, ba da, mai există și acolo un. Ok, bun. 4 poduri. Hai să zicem 5, nu contează. Deci 5 poduri. Bă, peste Rin... Dorine, sunt 10 de poduri pe o distanță mult mai mică, cred că sunt 50 de poduri în Paris, ca fapt divers așa, doar în Paris sunt 37 de poduri peste Sena. Deci pe 20 m-am plimbat eu acum 3-4 luni și mi-a plăcut foarte mult. Deci ok, nu sunt atât de late nici Rinul, nici Sena, că acum să le dau ascultătorilor întreg contextul. N-au peste un kilometru sau doi lățime. Bă, da, au 300-400 de metri lejer. Rinul are peste 700-800 de metri. Deci asta spun. Hai un pic, că vedeți infrastructura. Bă, pe de altă parte, fii atent ce tare. Bă, dacă n-ai poduri, n-ai autostrăzi, n-are cum să te invadeze nimeni, n-ajunge nimeni la tine. Deci, și Hadrian a gândit-o, bă, decopertăm totul, nu mai trece niciun barbar peste Dunăre. Lasă, frate, să rămână ruși acolo, exact. La Nipru, la Don, nu mai vin la noi. Nu degeaba Adrian sau Andrei este protectorul României. Că de fapt a dat foc, de fapt, uite, vezi, putem să aflăm că a dat foc la... și așa ne-a protejat. Nu, bă, deci nu, e mare lucru. Mare lucru. Podul ăsta e mare lucru și într-adevăr l-a ajutat pe Traian. De data asta n-a mai folosit niciun pod de vase sau poate a folosit, cred că tot două poduri de vase, pentru că sursele ne spun că cel mai probabil a venit cu coloana asta principală peste podul ăsta de piatră din sud și a mai venit pe două, a venit cu o coloană prin est și cu o coloană prin vest, pentru că voia nu doar să-l înconjoare pe Decebal, voia să-i și taie posibilitatea de colaborare și de comunicare cu eventualii aliați. Da. Adică dacă te duci, și asta ți-am zis, n-am înțeles de ce s-a dus el prin Oituz, că să te duci prin Oituz, în fine, s-a dus pe Siret, pe Trotuș, după aia prin Oituz. Putea să se mai ducă, știi că ți-am spus, ideea e să mergi tot timpul pe malul unei ape. Și poate na, Siretul, Trotul și Oituzul sunt mai mari decât Putna și poate și decât Buzău, că sunt niște râuri mai jos prin care putea să intre mai repede. Dar din nou, au găsit ăștia nu știu ce castru, nu știu ce ruine pe acolo prin Oituz și au zis, bă, gata, a scris și Ptolemeu de Castra Pretoriana sau nu știu cum se chema localitatea aia și au zis, gata, a trecut Traian pe aici, gata, pe aici, ăsta e traseul. În Moesia, cum ziceam, Decebal a încercat să-l oprească pe Traian, nu i-a reușit. Traian este primit, deci chiar înainte să facă inaugurarea podului de la Drobeta, evident că se putea trece, dar era destul chill și trebuia să folosești un vas. Traian trece cu un minimum de trupe în Banat. Pe columnă ne este arătat că e primit de niște daci care par prietenoși. Deci cumva concluzia la care se ajunge cu interpretarea columnei este că ăștia sunt supuși daci ai romanilor, care sunt, să zicem, deja în teritoriul controlat de romani, care îi sprijină în efortul de război. Aparent, cel puțin din ce se înțelege din columnă, Decebal este cel care atacă fortificațiile romane, scenele 93-95, dar Traian își obține prima faptă de eroism contraatacând, conducând el însuși o trupă de cavaleri. Asta în scenele 96-97. Și de-abia după aceea, deci de-abia după ce are loc confruntare între ceva trupe din ceva fortificații romane și daci, de-abia după aceea e inaugurat podul de la Drobeta, ceea ce înseamnă că Traian primește întăriri. Și acum problema pe care mi-am pus-o eu este,
ok, bun, că acum ne este prezentat pentru prima oară podul în columnă, dar ca idee, este clar că oricât de bine a planificat el, Traian nu a planificat suficient de bine. Sau este clar că au fost totuși niște înfruntări înainte să fie suficient de bine pregătit. Exact. Și Decebal a încercat să profite de faptul că nu e suficient de bine pregătit Traian. Pregătirile lui Traian depindeau și de ce face Decebal. Și Decebal, ați văzut, reușește să fie destul de imprevizibil în anumite momente și greu de citit chiar și de către Traian. Dar, deci, să zicem că în ăștia 3 ani, din 102 până în 105, Decebal reușește să strângă puțin rândurile. Da, încheie ceva tratate cu celelalte triburi dacice, deși, vedeți, ce ne spune Cassius Dio, că atunci când Traian decide să pornească chiar împotriva lui Decebal, foarte multe căpetenii dacice, poate și alea, poate și Carpii, Costoboci, aia din Moldova, pe unde trece ca să ajungi la Oitus, trebuie să te duci până la jumătatea Moldovei, poate și aia trec cumva de partea romanilor. Și vedeți, asta e ideea, când îți trece, nu îți trece doar căpetenia, căpetenia trece cu toți oamenii lui. Deci Decebal cel mai probabil, e o estimare a mea, n-am mai văzut-o pe la... Eu cred că nu se putea baza nici pe jumătate din oamenii pe care s-a bazat în 101-102. Eu cred că mai mult de 15.000 de oameni nu cred că mai avea. Și oricât de optimist ar fi fost, adică eu cred că și-a dat seama că n-are nicio șansă. Așa că ne și zice ca să zic, el cere pace încă o dată, imediat, și cere pace și cere pace și cere pace, cum face și în primul război. Dar în primul război mai avea ceva alianțe, mai avea ceva speranțe, mai avea ceva trupe, adică se putea baza pe chestii concrete. Acum nu mai are nimic, acum e caput. Și Traian din nou nu se avântă cum a făcut Fuscus. El procedează la fel, din momentul în care pornește campania și are totul pregătit. Ok, că mai scârție niște chestii, bă, nu acceptă nicio negociere. El a acceptat, din nou zic, el a acceptat pacea din 102 pentru că probabil nu simțea, nu era poziția ideală. Nu, el n-a vrut să riște nimic. Dar după încă 3 ani, cum zici și tu, după încă 3 ani de pregătiri, bă, ar fi fost de-a dreptul ilar să cărăbănească iar peste 100.000 de trupe peste Dunăre din toate părțile Imperiului și după ce a ajuns în Dacia să încheie pacea. Adică era penibil spre umilitor, nu doar hazliu. Adică scena 100 de pe columnă arată probabil momentul în care Decebal a pierdut războiul. Pentru că este un fel de întâlnire între Traian și o delegație, să zicem, multinațională. Cel mai probabil sunt posibili aliați al lui Decebal care se întâlnesc cu Traian și Traian le spune într-un mod foarte prietenos: eu am venit să eliberez aceste pământuri și cei care se vor amesteca cu mine vor păți ceea ce nu au pățit în viața lor și nu își credeau că se va întâmpla vreodată. Ca să parafrazez. Așa. Bun. Dar ăsta este Traian, da? Nu vorbim despre ceva ce se întâmplă recent. Eu înțeleg acum cum se întâmplă. Înțeleg că și Decebal, cred că conștientiza faptul că the writing was on the wall, ca să zic așa. Era evident pentru toată lumea că era doar o chestiune de timp până când Traian îl va învinge pe Decebal încă o dată. Și de data asta, din păcate, pentru Decebal va fi o victorie decisivă. Eu m-am uitat și eu, din nou, eu nu văd acolo decât niște lupte, niște munți, niște marșuri ale armatei romane, niște confruntări, incendii, asedii de cetăți. Nu-mi dau seama de foarte multe detalii, nu sunt expert în interpretarea columnei. Asta ce văd acolo, o ala bicală, o ala așa. Ce am mai citit pe la alți arheologi, de exemplu, ăștia spun că au ajuns din nou în orăștie romanii. Au asediat a doua oară cetatea de la Costești, că săraca ei a doua oară cucerită, după ce în 102 probabil îi fusese restituită lui Decebal, cu condiția ca ăsta să se angajeze să-i distrugă zidurile. Doar că Decebal nu o face și acum cumva îi distrugă ăștia zidurile în 106 sau în 105. Asta, vezi, încă nici asta nu știu, pentru că, din nou, el începe campania în 105 destul de târziu, dar pentru că pleacă de la Roma în iunie, nu în martie, cum făcuse în 101, nu are timp fizic să cucerească și să armize cetusa tot în același an. Da, dacii totuși rezistă. Ok, așa disperați, fără speranță, nu contează, dar sunt totuși dârji acolo. Și campania, iar trebuie să treacă iarna,
iar ajungem în 106 și acum are loc atacul final asupra Sarnis de Cetuse. În 106, nu în 105. În 105 Traian doar strânge lațul și au loc tot felul de bătălii din astea. Mai cuceresc ăștia o cetate, mai un incendiu, mai o confruntare, dar de bine de rău, dacii rezistă foarte bine, rezistă până la finalul anului. Da. Bă, bravo lor! Deci, sunt într-adevăr, cum spuneai tu, foarte multe scene care ne arată marșul lui, cel mai probabil prin Oltenia, conform acestor cititori în ghioc care se uită pe columnă. Cititorii în columnă. Exact. Da, e marșul prin Oltenia și scrie așa mare pe aici, Oltenians, și e un praz desenat acolo, deci e clar. Nu e cazul de așa ceva, evident, dar asta este supoziția pe celor care interpretează columna și probabil... Deci, asta e un pic frustrant. Probabil dacă am fi avut comentariile lui Traian pe tema asta, am fi înțeles mai bine care sunt locurile pe care le vizitează pe columnă, ce se discută la consiliile de război descrise pe columnă, ce înseamnă fiecare interacțiune între armata romană și armata dacă sau între soldați și el însuși. Am fi înțeles mult mai bine, chiar dacă ar fi fost o notă propagandistică, așa cum am avut în cazul lui Cezar. Exact, asta spun, maestre, la ce nivel de propagandă, bă, noi nu ne dăm seama, nu ne dăm seama. Eu cred că Traian ar fi fost în stare să scrie în comentariile lui că s-a înțeles cu Consiliul lui de Război numai din priviri, n-a fost nevoie de șoapte, de voci și cred că a levitat până la Sarmis de Cetusa, n-a călcat pe pământ dacic deloc, deci a plecat din Moesia, a levitat până la Sarmis de Cetusa și a bătut pe toți doar cu privirea, deci nu, serios, adică mă gândesc că e posibil, la cât de prost scrie Traian, cred că putea să bage și chestia asta. Se poate. În orice caz, foarte multe scene pe column de pe la 111 până pe la 124 sau ceva de genul ăsta sunt dedicate asediului Sarmisegetuzei Regia și asta e confirmat că e Sarmisegetuza Regia pentru că sunt identificate diverse sanctuare care erau, care erau pe acolo. Deci cel mai probabil asta este cu Sarmisegetuza Regia. Care este supoziția? Este că foarte probabil Traian și-a petrecut foarte mult timp încercând să-și pregătească logistic, să-și aducă armata cât mai aproape de inima Imperiului Dac și, sau regatului Dac și probabil că au fost și ceva scene mai complicate, însă a reușit să facă acest lucru și să și la un moment dat, foarte probabil majoritatea dacilor care încă mai luptau, încă mai rezistau, s-au strâns în Sarmisegetuza Regia și au încercat să-i reziste lui Traian. Și rezistă. O foarte multă vreme rezistă. Rezistă câteva luni bune, Dorine. Adică da. Imaginează-ți că ești înconjurat din toate părțile. Da, dușmanul are din nou, are superioritate numerică, are mașini de război, îți escaladează zidurile din toate părțile, îi respingi, vin iar cu forțe proaspete, rămâi fără apă, ești complet slăit de puteri. Noi nu ne putem imagina ce a fost acolo, a fost crimă și pedeapsă și bă, până la urmă, oricât de, nu știu, și cei mai târzi apărători, deci cedezi până la urmă, n-ai ce face. Exact. Ceea ce este clar explicat pe columnă și asta este destul de clar pentru că se vede că sunt distruse alimentarea cu apă, e distrusă alimentarea cu apă a Sarmisegetuzei, după care ne arată că dacii se uită rugători spre cer și din nefericire pentru ei nu plouă, rămân fără apă și ajung să se predea. Însă, printre ei nu este de ceva. Păi nu, dar fii atent, stai că deci din nou, ok, printre ei slavă Domnului că nu-i Decebal, mai avem un pic de povestit. Exact. Dar Decebal ăsta, romanic, asta voiam să zic, bă, romanic, ca niște adevărați civilizatori, procedează exact cum au făcut cu Corintul, cu Cartagina, cu alte cetăți. Ce fac? Distrug complet tot
tot complexul, partea militară, partea civilă, partea sacră, partea profană, frumos așa, pun pâine și sare așa, nivelează totul ca să n-aibă vorbe la proces. Deci din nou, ca niște o civilizație, ce să zic, de toată stima și respectul, da. Exact, o civilizație superioară care știe să, să trăiască, un imperiu multinațional care respectă toată diversitatea pe care o păstorește. Unitate în diversitate. Exact, unitate în diversitate. Exact, asta este imboldul Imperiului Roman, care a captivat de-a lungul anilor și, de exemplu, fasciștii de la începutul secolului 20 erau fascinați de această unitate în diversitate. Este exact elementul pe care l-au împrumutat din Imperiul Roman și pe care și l-au dorit cu foarte multă cu foarte mult nesaț să-l readucă, să-l resimtă, să-l refacă. Așa, bun. Dincolo de aceste glume extraordinare, deci, cum ziceam, Decebal scapă. Nu numai că scapă, dar în momentul în care Traian a văzut că scapă, a zis Decebal, ok, mi-ai făcut-o, asta este, eu rămân aici, tu rămâi acolo și ne respectăm pe, până la sfârșitul vieții, rămânem așa, într-o rivalitate surdă pe care o trăim la distanță. Dincolo de aceste glume de 2 lei pe care le am în mine, evident că nu asta s-a întâmplat. După ce cade Sarmisa Getuza Regia, Traian probabil își dă seama că victoria nu are nicio valoare dacă nu reușește să distrugă nucleul, forța centrală a acestui regat, și anume regele însuși. Regele însuși nu a fost de găsit în Sarmisegetusa Regia. Posibil să fi reușit să scape, deși îmi vine foarte greu să înțeleg cum ar fi putut să scape în timpul asediului. Mult mai probabil nici nu a fost. Exact, nu a condus el acel asediu. Asediu respectiv, ci mai degrabă s-a retras un pic mai la nord, în alte fortărețe sau chiar la nord de Mureș, unde probabil începea să organizeze și poate că încerca să-și reconstruiască o rețea de aliați. Așa mă gândesc că era foarte periculos să stea să fie capturat așa ca vercingetorii și după aceea să fie dus în lanțul la Roma. Nu cred că își dorea scenariul ăsta. Absolut. Dar ca orice rezistență finală a unui popor care e cucerit, este clar că nu stau toți oamenii și luptă, adică nu se înghesuie toți în cetate și atunci când cuceresc romanii cetatea dispare neamul dacic. E clar că unii au părăsit-o, e clar că au căutat, da, erau dârși daci, adică e clar că au încercat cu ultimele puteri să, nu știu, să și Decebal să-și motiveze supușii, să-i găsească pe cei mai fideli și să încerce o rezistență din asta. Adică a procedat, exact, eu l-am mai asemănat pe Decebal cu Hannibal, a încercat să procedeze cum a făcut și Hannibal, adică să meargă poate la alți dușmani ai romanilor și să încerce de acolo să continue rezistența, să-i facă zile fripte lui Traian. Nu știu, cel mai probabil mă gândesc eu că s-ar fi putut duce la Roxolani. Roxolani erau cei mai apropiați aliați ai dacilor, cel puțin în ultimii ani, în momentele alea. Da. Și ca să ajungă, așa văd eu lucrurile, na, și ca să ajungă la Roxolani, și uite că acum am pică Fisa, am înțeles. Decebal trebuia să meargă să traverseze Carpații Oriental prin Passul Oitus. Și poate de aia au ales romanii să vină cu o coloană și pe aici, dar nu neapărat să prevină retragerea lui Decebal, că ei n-aveau de unde să știe atunci pe unde se va retrage Decebal un an mai târziu, dar ca să împiedice comunicarea asta și colaborarea și comunicarea dintre daci și roxolani sau ce triburi mai erau pe acolo, pe la Sireci și pe la Prut. Are logică ce zici tu, ok, s-a dus puțin mai în nord ca să... Nu știu, da, într-adevăr, zona aia, deși o să vedem că e o diplomă imediat și chiar la final de 106 romanii ajung până la Zalău, deci ajung prin diploma de la Porolisum sau e o inscripție, ajung să cucerească aproape ce mai toată, 100% din Dacia lui Decebal este în mâinile lui Traian numai câteva luni mai târziu. Deci rezistența asta lui Decebal a fost eroică, a fost
curajoasă a fost, cum vreți voi, a fost legitimă, dar pe de altă parte Dacia lui Decebal nu mai era lui Decebal atunci, era împânzită de trupe și de iscoade romane și Decebal trebuia să se strecoare, trebuia să meargă pe tot felul de cărări de munte, de Calistrat Hogaș, nu mai era la el acasă ca să cunoască bine. Serios, era o poveste. Da, ăștia nu mai știu, mă. Ăștia au în manualul de clasa 7 au niște mizerii scrise de cărți. Bine, mă, da, fac niște glume și cu Harry Potter, bine, dacă vrei, așa, sau Lord of the Rings. Deci asta zic, romanii își dau seama de intențiile astea lui Decebal pe care le spui tu și, bă, trimit niște călăreți, trimit un detașament în urmărirea lui. Bă, ce face? Scapă ăsta? Păi ce, hai să tăiem, să-i tăiem capul șarpelui, adică să strivim rău de la rădăcină, cum ziceai și tu. Și, na, fiind plină de trupe romane Dacia, asta e. Pe cărările astea ascunse pe care era Decebal, îl găsesc, îl dibuiesc. Na, îl înconjoară până la urmă, îl găsesc. Și aici are loc momentul ăsta super, super dramatic. Bă, din nou, e foarte faină istorie, ți-am spus. Ai parte de niște povești și dacă stai și te uiți un pic și încerci să înțelegi în profunzime cum stau lucrurile. Deci Decebal, bă, nici în ruptul capului cred că n-ar fi acceptat să meargă în lanțuri în urma carului lui Traian, condus de patru elefanți, cum era pe vremea lui Pompei. Adică să fii folosit tu, rege, pe post de trofeu suprem în cadrul unui triumf, să nu știu, să fii ucis ritualic după aia, ca Vercingetorix și alți regi, bă, e de o demnitate, ok, îți trebuie și curaj să te sinucis categoric, dar e o demnitate, se și vede iar pe columnă, se vede o sabie înconvoiată de dimensiuni mai mici decât Falxul, deci cel mai probabil Decebal se sinucide cu o sică. Da. Foarte frumos, foarte elegant. Nu-l ajută nimeni, ca pe Nero, nu-l ajută nimeni, dar, bă, ți-am zis, nu înțeleg din nou, dacă merg un pic mai în profunzime, nu înțeleg deloc societatea. Am crezut pentru un moment că o înțeleg, societatea romană, dar îmi dau seama că nu înțeleg. Cum naiba să... Deci romanii fac exact cum au făcut egiptenii cu capul lui Pompei, pe care l-au dus lui Cezar, crezând că, nu știu, intră în grații. Exact asta fac romanii și cu capul lui Decebal, îl taie... Și îi taie și mâna dreaptă și îi le duc lui Traian. Și Traian trimite capul ăla mai departe la Roma ca să ce? Ca să îl vadă toată plebeii, ca nu știu ce, să vadă romanică la, cum zice Pliniu. Zice Pliniu, are un citat foarte tare, zice că l-a alungat nu doar din domnie, l-a alungat și din viață. Are o epistolă, Pliniu, mai încolo, eu scrie, nu știu ce, am și citatul, dar încă n-am ajuns la el. Și îi spune că, bă, așa s-a încheiat epopeea regelui Dac. Dar nu înțeleg cum naiba le plăceau zombii ăla din Roma să vadă. Oricum Decebal după o lună, două, săracul nu mai arăta Decebal. Era un cap din ăla decrepit, era un cap de craniu. Cu vorba unui prieten din copilărie, făcea o glumă cu cap de craniu. Dar serios, ce satisfacție să ai că vezi un craniu al unui rege pe care l-a bătut împăratul tău. Nu știu, poate nu înțeleg eu societatea romană, ți-am zis, poate îmi scapă ceva. Nu înțelegem complet brutalitatea și felul, psihologia brutalității romanilor în relație cu, până la urmă, în relație cu cetățenii lor, pentru că spectacolul brutal era adresat cetățenilor lor. Nu prea înțelegem genul ăsta de apetit, dar asta nu înseamnă că nu este în noi. Aia e foarte important. Pentru că noi credem că suntem evoluați, suntem mai civilizați, suntem superiori moral, dar realitatea în momentul în care se apropie mai de aproape ne arată că suntem genul ăla de oameni. Suntem capabili de lucrurile astea. Așa că, da, într-adevăr, e un lucru pe care avem luxul de a nu-l înțelege. Și pentru chestia asta mă bucur. Poate uneori nici nu trebuie să coborâm mai adânc în problema asta. Moartea lui Decebal este un spectacol foarte important pentru Traian. El ocupă un segment de vreo, nu știu, 8-9 scene, ceva de genul ăsta. Foarte mult pentru columnă. I-a arătat cum își ia adio de la trupe, în cale că pleacă pe cal, probabil să caute sprijin
sprijin militar în altă parte. O parte din oamenii lui se sinucid, neacceptând să rămână supuși Romei. Alții însă îi se supun lui Traian și îl informează cel mai probabil de plecarea lui Decebal și de intențiile lui. Și după aceea avem scena în care trupa ala lui Tiberius Claudius Maximus este trimisă în căutarea lui Decebal și sugestia că Decebal se sinucide. Adică, în mod sigur, se sinucide pentru că Așa cred și eu. Deși pe stela funerară, că o să vedem, e descoperirea asta de la Cavala mai recentă, de secol 20, pe stela aia funerară s-a spune că el l-a prins. Adică, mă rog, fardează un pic adevărul, se dă mare de curionul ăsta și zice, băi, eu... Da. Așa, zice așa. Deci, stela asta funerară este locul unde este practic inscripția de la mormântul băiatului ăsta. Tiberius Claudius Maximus, veteran, a pregătit acest monument în timpul vieții. A făcut serviciul militar cu rangul de călăreț în legiunea 7-a Claudia Pia Fidelis, a devenit chestor rectum, apoi singularis, adică gardă de corp, al legatus legionis al aceleiași legiuni, apoi vexilarius, adică stegar, al călăreților. Stegarul era foarte important, deci nu știu dacă era cel mai important, dar era foarte important. Decorat pentru virtute de împăratul Domitian în războaiele dacice, a fost făcut duplicarius în ala. Ala este o unitate auxiliară de călăreți, probabil este o unitate desprinsă și e ceva de genul unitate specială, știi? Putem să ne închipuim ceva de genul nu știu, Navy SEALs, știi, sau ceva de genul ăsta, adică unitate de asta de elită. În ala 2 Panoniorum de împăratul Traian și făcut cercetaș în războiul dacic, de două ori decorat pentru tejie în războaiele dacice și cele cu parții, și a fost făcut de curio în ala pentru că l-a capturat pe Decebal și a dus capul la împărat la Ranistorul. A fost lăsat la vatră ca voluntarius de către comandantul consular Terentius Caurianus din armata provincia Mesopotamia Nova. Asta scrie pe mormântul lui Tiberius Claudius Maximus. Evident că omul e la limit, așa, cam zice că da, eu l-am capturat pe Decebal. Foarte probabil nu l-a capturat în viață, pentru că cel mai probabil ar fi vrut să-l aibă Traian la defilarea, la defilarea de la triumful lui după terminarea acestui război. Spuneai tu de, vreau să mă refer un pic la o scenă de pe columnă, spuneai tu că sunt unii lideri taci care au trecut de partea lui Traian. Să știți că asta se întâmplă peste tot și în toate războaiele. Sunt unii lideri care aleg să fie alături de conducătorul lor până la capăt și sunt destui care aleg, după cum se vede, să se închine lui Traian. Adică daci, da, trec de partea învingătorilor, în speranța că așa își vor păstra avutul și privilegiile. Deci nu vom vedea, adică vom vedea mai târziu, asta nu e o invenție a boierilor munteni și moldoveni, politica asta duplicitării și trădării. Am văzut-o și pe vremea lui Burebista, dacă vă mai aduceți aminte, când în urma unui complot al nobilimii dacice, ăștia au decis că bă, nu vrem un singur mare stat puternic, vrem mai multe state mai mici și mai slabe, că e mai ușor să ne cucerească romanii așa. Și l-au terminat pe Burebista. Ideea de război total este o idee foarte nouă, istoric vorbind. Nimeni nu vrea să-și taie o mână în momentul în care ia. Nimeni nu vrea să stea să ia niște lucruri, dar să nu aibă oameni pe care să-i pună să exploateze lucrurile pe care le are. Din contră, tu vrei să nu moară foarte mulți, să ai pe cine să taxezi. Asta spune și Sun Tzu în Arta Războiului, Dorine, că zice, bă, e mult mai bine să cucerești țara inamicului întreagă și intactă. Nu e recomandabil să o distrugi și de asemenea e preferabil să o capturezi armata decât să o distrugi și să ți se alăture mult mai multe căpetenii și, mă rog, din teritoriul cucerit. Dar revenind la descoperirea asta foarte faină, ca să vă povestesc, deci a fost e un tip din ăsta, Michael Paul Spidle. Ăsta a fost
profesor pe la Universitatea din Honolulu, ceva german, adică american cu rădăcini germane, și se plimba el printr-o vacanță, nu știu, se plimba prin Grecia. A fost el să se bronzeze la soare și a ajuns la un moment dat la Muzeul de Istorie din Kavala. Și aici, Kavala este chiar lângă Filipi, unde s-au bătut liberatorii cu restauratorii. Orașul ăla antic ține minte, da? Unii au zis că o eliberează, alții că o restaurează, n-a mai făcut nimeni nimic. Adică ce mai contează o minciună acolo? Că ține minte, bătălia propagandistică, Octavian și cu Antoniu au zis că restaurează Republica. În fine, zic doar cât de interesant a fost că omul s-a uitat, era și cumva pregătit, era profesor chiar de istorie, ceva militară, și și-a dat seama de chestia asta, a putut să facă legătura, și-a dat seama, pentru că n-am știut. De exemplu, Nicolae Iorga sau Nicolae Bălcescu sau Vasile Pârvan nu știau de informația asta. Noi suntem cumva binecuvântați să știm de informația asta, așa cum suntem, cu cât o să descoperim mai multe chestii, cu atât poate o să putem să-i punem într-o lumină mai meritată, că acum mai ar... Mai clară, da. Sigur. Nu, mă enervez acum iar pe criminalul, pe mincinosul ăsta de Octavian, că toată lumea îl vede ca cel mai bun împărat al Imperiului Roman, știi? Adică, dar îmi dau seama, Dorine, că n-ai cum, deci nu poți să schimbi oricât de multe informații am aduce noi aici, oricât de logice și plauzibile ar părea, n-ai cum să schimbi, mi-am dat seama de chestia asta, n-ai cum să schimbi o percepție, n-ai cum să schimbi o senzație cu o informație. Niciodată, oricât de rațional ai fi, pentru că oamenilor, cum am mai spus și când vorbeam de dacopatie și așa, oamenilor le place să fie mințiți frumos, le place să fie amăgiți, le place confirmate așteptările foarte. Exact, ceea ce crede ei deja, așa e, deci nu, eu orice aș spune eu acum despre Octavian, el tot cel mai bun împărat va rămâne, chiar dacă e un criminal și un mincinos și pot să dovedesc chestia asta. El va rămâne cel mai bun împărat, asta e. Dar spune-ne ce a descoperit. Așa a descoperit stela asta, deci s-a uitat el pe acolo și a descoperit piatra funerară a lui Tiberius Claudius Maximus, tipus ăsta, Michael Paul Spidel. Deci până la urmă un american ne-a făcut puțină lumină în istoria noastră. Și bine, încă n-a reușit să-și dea seama de toate chestiile astea. Nu și-a dat, nu știe, de exemplu, unde era Nistorum. Adică s-au făcut cercetări, a fost făcut de Curion. Tipul ăsta de Curionul e cel care comandă, că până la urmă de la Stegar a ajuns și de Curion. De Curionul e ăla care comandă ale. Adică e unitatea asta de cavalerie formată din 10 oameni și 10 cai. Na, dacă ai cavaler, ai și cal sub tine. Și de Curionul e cel mai tare. Ăștia, cum zici tu, trupa de elită, ca să-l găsească pe Decebal, care era și el pe cal, au trimis, da, Traian a trimis cavaleria după el, l-au prins, ți-am zis, mi se pare o exagerare, nu e chiar adevărat ce zice, pentru că dacă chiar l-ar fi prins pe Decebal, sigur nu-l omora, adică sigur ar fi primit ăsta Tiberius Maximus mai multe onoruri din partea lui Traian dacă îl aducea viu și nevătămat și în lanțuri eventual, nu doar un cap și o mână dreaptă, că n-avea nicio logică, dar ți-am zis, nici nu știi de unde obții tot felul de informații din astea utile și uite, în Kavala încă se mai află, deci acolo se află piatra asta funerară, e ca asta, sabia lui Ștefan cel Mare, când a fost în Istanbul la Palatul Topkapı. Bă, era 1000 de arme turcești acolo la palat, toată lumea se înghesuia la sabia lui Ștefan cel Mare. Deci, na, tot așa, istoria noastră de pe alte meleaguri. Băi, da, foarte important și da, pe această cumva notă, trebuie să recunoaștem, un pic tristă este până la urmă erou nostru, că vrem, că nu vrem, e... Dacă stăm să ne uităm la lucrurile astea și din afară, dacă nu am fi români, ne-am uitat la o poveste de genul ăsta, destul de clar, ok, poate că zvonurile despre agresiunile lui Decebal sunt un pic exagerate. Omul pare că se apără un popor care... Mulți interpretează că a fost complet decimat. Așa, ăsta este un element foarte, foarte important pe care probabil o să-l discutăm în următoarele episoade. Poate nu chiar astea de acum, dar cele peste 5 luni, 6 luni.
10 luni. O să tot vorbim despre acest aspect. Este, din punctul meu de vedere, este strigător la cer ideea că întregul popor dacic este decimat, distrus și eliminat complet, dus în lanțuri din Dacia. Foarte puțin probabil. Corect, dar dacă vezi, eu tot așa, mai am un termen de comparație. Ce a făcut Cezar în Galia? Acolo o cincime sau o pătrime din popor, așa spun specialiștii, s-a cam dus pe apa sâmbetei. Da. Deci e probabil ca și în Dacia. Ok, nu tot, Doamne ferește, nimeni n-a spus asta, dar bă, un sfert din populație... Ok, da, bine, știu și istoricul care a lansat chestia asta și cumva s-a marșat mult pe... O să vorbim despre el, dar... L-aș fi spus acum, dar am un lapsus ca să nu creadă ascultătorii că sunt intenționat misterios. Da. Îmi scap acum. Dar să ne uităm un pic la romani. Romanii și-au pregătit, adică au făcut mai întâi, au demilitarizat Oltenia, Banatul, adică era destul de pustie zona încă înainte să intre în arcul carpatic. Și chiar dacă era destul de pustie, încă tot are niște supuși cu care se întâlnește înainte de războiul cu Decebal, care sunt clar daci, care sunt clar în zona de dincolo de Dunăre și tot așa, știi? Adică... Man, și dacă, uite, să presupui, te las de la mine, să zicem că au ucis toți bărbații, bă, tot rămân femeile dace care duc neamul mai departe. Exact. Deci nu se pune problema, nu contează, o dacă și cu un roman, lasă, că na. Bă, femeile dace fac orice pentru pace, se sacrifică, asta e. Împat cu dușmanul, ca să totul pentru pace. Deci, okay. Na, în fine, hai să terminăm un pic într-o notă. Deci, ca și idee, victoria lui Traian este acum considerată totală. Probabil decapitând liderii daci, a ajuns în situația în care a devenit unic stăpânitor. Ni se spune după aceea că cum îi spune, că nu va mai returna teritoriul Iazigilor, că practic va păstra tot teritoriul care fusese odată al Iazigilor, îl păstrează în noua provincie pe care o formează. O să vorbim un pic mai în detaliu, probabil nu în episoadele următoare, pentru că probabil în episoadele următoare vom continua povestea din perspectiva romană, dar ne vom reîntoarce la povestea asta un pic mai încolo, cred. Nu știm exact, încă nu avem un plan clar de abordare. Singurul lucru pe care pot să-l zic este că, da, e o victorie grea, e o victorie muncită, este ca un 1-0 în minutul 121, știi? Pe un teren greu. Pe un teren foarte dificil și totuși în cele din urmă lucrurile sunt foarte profitabile oarecum pentru Traian. Traian zice că înneacă întreaga Romă cu aurul dacic. Se estimează, și asta este o estimare foarte pesimistă, care reduce de 10 ori dimensiunile pe care ni le dau cronicile antice. Se estimează că ar fi undeva la 165 de tone de aur și 331 de tone de argint care sunt întoarse în Roma. Destul de mult. Se pune accent și pe faptul că este găsită averea lui Decebal. Decebal aparent, cu ajutorul unui trădător. De fapt, am putea chiar să citim fragmentul respectiv, nu? Comorile lui Decebal, zice așa: astfel Dacia a fost supusă romanilor, iar Traian a întemeiat acolo orașe. Comorile lui Decebal au fost și ele descoperite, chiar dacă erau ascunse sub râul Sargeția, care curgea în apropierea palatului său. Cu ajutorul unor prizonieri, Decebal schimbase cursul râului și săpase o groapă în albia lui, în care aruncase un număr mare de obiecte de argint și aur și altele prețioase care rezisteau la umezeală. A pus peste ele pietre, le-a acoperit cu pământ, iar în cele din urmă a readus râul în albia sa. I-a mai pus pe aceiași prizonieri să-i ducă și...
nu știu exact ce să-i ducă, și alte lucruri asemănătoare în peșteri, iar după aceea i-a ucis ca să nu poată divulga secretul. Dar Bicilis, unul din apropiații lui care știa ce se întâmplase, a fost prins și a vorbit despre toate acestea. Acum, foarte important, Bicilis nu pare că sună anume dacic, dintr-un motiv care îmi scapă, nu știu, e ca și cum cineva chiar ar ști cum arată un nume dacic. De aceea, în filmul Columna este folosit numele de Bastus, jucat magistral de maestru Gheorghe Dinică. Bă, deci vă invit, deci vine Gerula. Deci ascultați-mă, apropo de cultură generală, asta trebuie să știe și cel de 15 ani și cel de 35 și cel de 105 ani, românul de rând. Vine Gerula, care e interpretat de Ilarion Ciobanu, foarte tare actorul și ăla, și vorbește cu Bicilis, cu Bastus, care e jucat de Gheorghe Dinică. Și ăsta are un discurs de final din ăsta senzațional. Adică, mă rog, zice cum i-a trădat, așa, daci liber, la la la. Și zice chestia asta cu: în nemernicia mea, ca un câine turbat, am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit și am privit râzând cum ai mei se stingeau de sete. Bă, deci e monumentală scena aia, serios. Și eu, deci Bastus ăsta, Bicilis, recunoaște că le-a spus romanilor, na, unde erau conductele cu apă, unde era ascunsă, deci toată chestia asta, deci ca în nemernicia mea ca un câine turbat. Asta e o chestie genială, știi, pe care se folosește cumva în folclorul nostru, pentru, zic asta pentru cei mai tinerei care ne ascultă și care, ok, eu sunt de acord cu Dorin, nu sunt niște filme senzaționale din punct de vedere artistic, dar eu zic că măcar o dată în viață merită văzute. Adică Columna, Dacii, asta exact, trebuie văzut. Asta trebuie văzut. Deci uitați-vă și din nou spun, știu că Dorin poate nu e de aceeași părere, nu sunt atât de departe de adevăr precum ați crede. Filmul cu Burebista este un tip de dezastru separat. Este un cu totul alt tip de dezastru. Filmele astea, Dacii și Columna, sunt făcute cu alt simț de răspundere, altfel, nu au aceeași blagorie patriotardă fără substanță. Există ceva substanță, okay? Aia zic. Deci sunt, fii atent. Nu sunt nici niște capodopere, nu sunt Troia sau The Gladiator, să nu vă închipuiți, dar sunt niște filme care pot fi urmărite cap-coadă. Adică. Deci fii atent, Dorine, fii atent. Bă, știu, eu am niște uri din astea personale, dar sunt destul de adânci. Bă, exact asta, și Octavian e un tip pe care îl urăsc din toți strănunchii. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg. Deci exact asta a făcut și Octavian, ca un câine turbat în nemernicia lui. Bă, a fost de acord cu asasinarea lui Cicero, cel care l-a protejat, l-a format, l-a dus la el acasă, l-a hrănit, bă, l-a pregătit pentru politică în primii ani, în ea cei mai grei, când era aproape un nei ca nimeni, și el ce-a făcut. Dar, bă, să nu uităm, Octavian cel mai bun împărat, gata, mai bine nu mai zic nimic, că după aia îmi sare lumea în cap, gata, nu vreau să, gata. Hail, deci, Octavian, deci, să trăiești avii. Sergiu, după ce, pentru că știi cum e, mie îmi place în ultima vreme să le spun oamenilor că prefer, în ceea ce privește istoria, prefer să mă pronunț după ce citesc mai mult. Sincer, până acum, cel mai bun împărat, Domitian. Exact, vezi? Deci pe vezi? Bune, până acum Traian n-are Traian a avut succes militar. Domitian, he's the... Bă, da, bă, cam așa văd și eu lucrurile. Cam apă și eu așa, da, da. E un personaj mult mai interesant decât până acum ăsta mi-a plăcut cel mai mult. În fine. Și apropo, tot așa, în spirit de glumă, ce face până la urmă? Ok, prada asta de război al lui Traian, bă, face paranghelie cu ea și ridică monumente. Adică ce zice ăsta? Deci, triumf, serbări de 123 de zile, lupte cu animale sălbatice, bă, 11.000 de animale sălbatice, 10.000 de gladiatori. Construiește forul lui Traian, construiește tropeum Traianii, plus o să vedem o chestie care nu se spune, dar sunt sigur că așa e, plus finanțarea următoarelor campanii militare, pentru că să nu uităm, o să vedem, Traian la asta se pricepea cel mai bine, la război. Și apropo, deci o să vedem războaiele următoarele lui Traian, dar apropo de animale sălbatice, pă, romanii s-au mai priceput la o chestie foarte bine, la distrugerea aproape completă a multor specii de animale. Sigur, deci chiar se... Da, se discuta că, bă, erau într-o vreme, erau lei în Europa.
și alte animale. Dar au avut grijă romanii să le curme, să le restrângă arealele de răspândire, să zic așa. Simbolistica leilor e o chestie care încă rămâne în mentalul colectiv, chiar dacă lei nu prea mai există. Rămâne și pe bancnotele și pe monedele noastre, cum să nu rămâne, da. Am mai văzut la toți istoricii chestia asta cu însănătoșirea finanțelor Imperiului cu aurul dacic. Am văzut, deci asta e o citat, însănătoșirea finanțelor Imperiului, finanțelor zdruncinate ale Imperiului, da? Adică fără aurul dacic intra în colaps Imperiul Roman, nu știu, așa o fi. Finanțe zdruncinate aparent de Domitian, dar... Exact, asta spun. Cine a făcut probabil cele mai costisitoare campanii, cele mai costisitoare lucrări de amenajare în zona Dunării? Știu eu, Optimus Princeps. Bun. O să lăsăm povestea lui Optimică pe aici, pentru că este un moment foarte bun. O să stăm un pic peste concluzii, poate o să mai tragem niște concluzii în episodul următor, poate o să vorbim despre următoarea campanie. Deocamdată noi ne-am uitat cu foarte multă apropiere, dar acum o să facem acel pas în care ne retragem un pic și încercăm să vedem lucrurile mai macro, să ne uităm practic peste lucrurile care sunt mai de interes pentru noi. Vorbim, așa cum am vorbit și despre ceilalți împărați, despre cealaltă perioadă a lui Traian, o să vorbim poate cu un pic de distanță, o să vorbim după aceea despre Adrian, despre ce urmează după, și o să reîncepem să ne întoarcem la ritmul pe care l-am avut în episoadele anterioare. Dar, înainte, evident, pe măsură ce avem informații despre cum merg lucrurile în Dacia, ce se întâmplă în Dacia, cum evoluează Dacia, o să fie o mare plăcere să aducem detaliile astea pe masă. Corect? De acord. Înainte de chestia asta, ca să tot așa, o mini-concluzie. Uh-huh. Bă, Roma a câștigat, Dacia a pierdut. Dar chiar dacă statul ăsta Daca lui Decebal, despre care aș mai vrea să spun niște chestii, dar nu acum, că ne lungim foarte mult și o să vreau să-ți fac totuși o propunere, vedem cum ne înțelegem. Chiar dacă statul ăsta Dac e anihilat, e transformat în provincie romană, deja în 11 august 106 avem de iure denumirea provinciei romane, da, Dacia, că știm că romanii erau tradiționaliști, nu le schimbau denumirile provinciilor, nu se încheie povestea dacilor aici. Dimpotrivă, o să vedem, începe alt capitol, poate mai interesant, cel al romanizării, după aia începe alt capitol și mai interesant, cel al etnogenezei poporului român. Și să știți că pentru toate astea vom fi aici, le vom discuta pe îndelete, sine ira et studio, fără mânie și fără patimă, sau mă rog, cu patim potolite, doar aici la podcastul de istorie. Exact. Și pentru cei care ascultă, nu știu, poate acesta e primul episod pe care îl ascultă, să le zicem unde ne pot găsi. Ne pot găsi pe podcastdeistorie.ro, acela este locul de unde puteți să aflați cum puteți să ne ascultați. Ne găsiți și pe YouTube, poate câțiva dintre voi ne-ați găsit pe YouTube și vă întrebați, ok, de ce sunt niște băieți care doar vorbesc aici? Ăsta este specificul programului, noi doar vorbim. Pentru cei care vor să deseneze hărți, să facă lucruri mai atractive, le lăsăm și lor o pâine de mâncat, să zicem așa. Eu mă și strâmb în timp ce vorbesc, dar nu cred că îi ajută pe ascultător să știe, da, de tot. Și noi doi suntem niște băieți așa, pe la 40 de ani, urâți, așa. Decrepiți, da, arătăm cum arăta Decebal înainte să se sinucide. Exact. Și nici măcar nu avem demnitatea lui Decebal. Da. Corect. Bă, da. Din fericire, da, pentru noi. Exact. Dar acum la modul foarte serios, ne mai găsiți pe Facebook, o să vă vorbească Sergiu. Sergiu este mare tactoră pe ce se întâmplă pe Facebook, deși uneori mai postez și eu câte ceva pe acolo. Ne mai găsiți pe patreon.com/podcastdeistorie, unde puteți să ne sprijiniți. Din când în când o să mai facem câte un program special pentru Patreon, dar nu știm când, depinde foarte mult de ce material avem la dispoziție și cât de mult timp avem să-l pregătim.
programele pe care le facem noi sunt destul de solicitante ele în sine, de felul lor. Noi mai avem și, și propriile locuri de muncă și avem și alte lucruri de făcut. Dar cei care sunt acolo ne pot sprijini. Le mulțumesc din toată inima celor care au intrat deja pe Patreon și au ales să doneze o sumă de bani ca să facă și parte din acest proiect și da, cam despre asta este vorba. Ne puteți găsi și pe o platformă extrem de vizuală, cum e YouTube, doar că acolo tot vorbim. Da, 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 exact. Deci știu că o să și am mai avut câțiva ascultători care s-au uitat un pic dubios, bă, dar tot numai de asta, nu putem să vă... nu puteți, dar e ok. Ăsta este specificul programului, cum ziceam, și poate e într-un fel mai bine. Mulțumim și pentru cei care au venit aici doar pentru istoria, doar pentru momentul ăsta de istorie. Aici s-a încheiat episodul. Nu prea mai vorbim despre Traian, nu prea mai vorbim despre Decebal foarte mult în ceea ce urmează, dar cred că este un moment foarte important ca oricine care are o voce să o folosească. Și, Dorine, până să încep, scuze, așa, mii de scuze, nu vrei să încheiem totuși episodul ăsta și să dedicăm unul special, nu contează, de jumătate de oră, de 40 de minute, de 20 de minute pentru războiul din zilele noastre, care e mult mai stringent și mult mai dramatic? Ok. Hai că nu știu dacă oamenii după 2 ore jumate în care au fost foarte atenți și foarte concentrați aici pot să schimbe așa cumva epoca. Sunt de acord. Haide să facă un mental shift așa, da. Mulțumim tuturor și ne auzim data viitoare. Ciao. Salutare.